Stimate domnule rector, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, onorată asistență. Astăzi este preconizată susținerea tezei de doctor în științe medicale a absolventei doctorantului Poștaru Cristina cu tema tezei conduită de diagnostic al anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice. Conducătorul științific Uncuța Diana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, conducător prin cotutelă Postnicul Micail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, programul de doctorat 32301 stomatologie, prin dispoziția numărul 17 a Consiliului Științific al Consorțiului din 0804-2021, privind formarea Comisiei de Doctorat. Conform regulamentului, anunț membrii Comisiei de Doctorat. Fala Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, președinte. Uncuța Diana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, șef catedrei propedeutic stomatologic Pavel Godoroja, conducător științific. Postnicov Micail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, conducător prin cotutelă, Universitatea de Medicină din orașul Samara, Federația Rusă. Chele Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, catedra de chirurgie oromaxofacială și implantologie orală, Arsenie Guțan. Terecova Tamara, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină, orașul Mis, Belorusia. Și referenții oficiali au fost numiți Ilciuc Ior, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul de Pediatrie a Universității de Stat Medicină și Farmacie Nicolae Tistimița. Forna Norina Consuela, doctor în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie, Iași, România. Denisova Iulia, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină din orașul Minsk, Belorusia. Urmează să confirmăm prezența în dosarul pretendentului la titlul actului necesare. Anterior au fost examinate acest dosar și pot să confirm că actele sunt prezente. Pot și le demonstrăm aici pe loc. Sunt toate actele necesare. Acestea corespund cerințelor actualului regulament privind susținerea tezei doctorat în cadrul școlii doctorale. Țin să menționez că cerințele față de numărul creditelor acumulate au fost suplinite, numărul publicațiilor și prezentațiilor științifice la tema tezei corespunde cerințelor față de programul de doctorat, rezultatele diversității similitudinii în textul tezei indică un procent de 0,87, coeficient de similitudine 2 și coeficientul de similitudine 1, 5,65%, ceea ce indică că în rezultat nu au fost depistate semne evidente de plagiat, copiere, preluări și așa mai departe. Acum, după ce sunt prezentate toate actele, permiteți-mi să dăm cuvântul doamnei doctorant Cristina Poștaru să-și expună materialele tezei timp de 30 de minute. Poftim! Mulțumesc frumos! Bună ziua, stimate domnul președinte! Bună ziua, stimate domnul rector! Bună ziua, stimați membrii Comisiei de Doctorat, onorată asistență! Permiteți să vă prezint astăzi rezultatele cercetării mele la tema de teză de doctor în științe medicale cu tema conduită de diagnostic al anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice. Anomaliile dentomaxilare sunt recunoscute ca tulburări în dezvoltare fiziologică ce pot deteriora integritatea morfofuncțională, dezvoltare armonioasă și proporțională a tuturor elementelor componente aparatului dentomaxilar. Anomaliile dentomaxilare ocupă locul 2 printre afecțiunile stomatologice, cu 50-80% cazuri și au tendință de sporire persistentă. Este acceptată ipoteza conform cărei anomaliile dentomaxilare este multifactorială. Pacienții cu dereglări neurologice prezintă o asociere de deficiențe mentale, fizice, motorie, care nu permit de a atinge potențialul de dezvoltare armonioasă, în special a regiunii maxilofaciale, comparativ cu copiii sănătoși. Există un număr foarte mic de publicații în contextul căreia frecvența anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice. În anomalii dentomaxilare și patologie neurologică, o atenție deosebită se acordă dereglărilor morfofuncționale în procesul evolutiv de dezvoltare a regiunii maxilofaciale. Mecanismele neuromusculare în anomalii dentomaxilare sunt studiate insuficient, în special la copii de vârstă școlară și adolescentă. Printre patologiile neurologice funcționale, cel mai des întâlnită este cefalee de tip tensional.
Însă mecanismul acestui tip de cefalee nu este încă cunoscut, însă este dovedit că la baza cefaleei de tensiune stă spasm muscular prin funcționarea patologică a mușchilor masticatori, care ar putea fi cauza majoră în diferite tipuri de anomalii dentomaxilare. Corelația dintre ocluzie dentară și masticație a fost constatată și de unii autori din literatura de specialitate. Dezechilibrul ocluziei normale în anomalii dentomaxilare în actul de masticație generează forță musculară patologică la nivelul mușchilor masticatori, care transmite informația la sistem nervos central. Creșterea și dezvoltarea organismului la copii are importanță clinică în practica medicului ortodont. Statutul copilului în creștere evolutiv influențează diagnosticul, tratamentul complex, obținerea și menținerea rezultatelor post-tratament. Aparatele ortodontice se aplică pe baza rezultatelor determinării etapei de creștere a organismului. Parametrii importanți în creștere și dezvoltarea organismului la copii este, desigur, vârsta dentară și vârsta osoasă. Pentru prima dată, Demirjan, în 1973, a determinat vârsta dentară pe baza stadiilor de mineralizare a dinților, și anume, primul stadiu A, mineralizarea creștelor ocluzale fără fuziune diferite zone, până la ultimul stadiu H, care se caracteriza prin sfârșitul formării radiculare cu închidere foramenului apical. Alt autor, cum este Fishman, a determinat vârsta osoasă prin evaluarea radiografiilor palme, ce oferă o abordare organizată și relativ simplă pentru evaluarea nivelului de dezvoltare osoasă în perioada adolescenței. Alți autori, cum sunt Brent Hassel, Farman, în 1995, au propus evaluarea de asemenea vârstei osoase prin cefalometrie laterale, și anume prin dezvoltarea vertebrelor cervicale 2, 3 și 4. Conform studii efectuate către Petrov în 2010 din orașul Moscova, s-a determinat prognosticul creșterii și dezvoltării organismului la copii în procente, de vârsta cuprinsă între 9 și 15 ani, prin studiu relației dintre vârsta osoasă și vârsta dentară. Vârsta dentară a fost determinată după metoda Demirjan, vârsta osoasă a fost determinată după dezvoltarea vertebrei cervicale 2, 3, 4 și radiografie palme. Totodată, conform acestei metode, s-a stabilit că odată cu dezvoltarea vertebrei cervicale 2, 3, 4 și oasele patei, concomitent are loc dezvoltarea anume a rădăcinilor permanenți inferiori și premolarilor secunzi inferiori. Actualmente, în literatura de specialitate, nu există studii disponibile despre dezvoltarea generală a organismului la copii cu anomalii dentomaxilare asociate cu dereglări neurologice. Ipoteza de cercetare, dereglarea diferitor funcții a structurilor anatomice din regiunea maxilofacială la copii cu anomalii dentomaxilare poate fi cauzată nu doar de factori locali, dar și de afectare sistemului nervos la diferit nivel, periferic ori central, formând un complex de afecțiuni evolutive cu legături patologice comune și bipolare. Anomaliile reprezintă un complex patologic bipolar, la un pol se concentrează mecanismele patofiziologice a regiunii maxilofaciale, iar la alt pol predomină procesele patologice generale, în diferite combinații sindromale. Evaluarea corelației dintre îndrepoli în funcție de prezența-absența fenomenului algic scoate în evidență calitatea informației ascendente și descendente a actului de masticație interpretată de către sistem nervos la copii cu anomalii dentomaxilare. Scopul studiului a fost evaluarea manifestărilor clinice și paraclinice ale anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice pentru dezvoltarea unor măsuri precoce de diagnostic. Obiectivele cercetării au fost evaluarea sănătății orale și a frecvenței anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice în baza controlului medical, evaluarea morfologică și funcțională a anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice, evidențierea specificului creșterii și dezvoltării evolutive a organismului după stadiile de formare a rădăcinilor caninilor permanenți și a premolarilor secunzi inferior la copii cu anomalii dentomaxilare și dereglări neurologice, estimarea conduitei de diagnostic și diagnostic diferențiat pentru elaborarea unui algoritm de diagnostic al anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice. Notate științifică, în primier, am determinat frecvența anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice, funcționale și organice. Originalitatea științifică se evidențiază din particularitățile morfologice de structură ale părții craniene și faciale. Notatea științifică rezultă din evidențierea dereglării ritmicității automatismului procesului de masticație prin stabilirea disfuncției neuromusculare ale actului masticator în veriga patologică a anomaliilor dentomaxilare. În baza investigațiilor morfofuncționale și neurofiziologice efectuate, am desprins un algoritm de diagnostic menit să stabilească eficiența calității diagnostice a anomaliilor dentomaxilare, în special la copii cu dereglări neurologice. Rezultatele științifice principale înainteate spre susținere sunt manifestările clinice ale anomaliilor dentomaxilare și aprecierea factorului nociv din anamneză la copii de vârstă școlară, evaluarea morfofuncțională aparatului dentomaxilar la copii cu anomalii dentomaxilare asociate și neasociate cu dereglări neurologice cu vârsta cuprinsă între 7 și 15 ani,
Monitoringul neurofiziologic este o metodă accesibilă, non-invazivă, sporește valoarea diagnostică pentru evaluarea modificărilor funcționale a mușchilor masticatori, în anomalii dentomaxilare la copii, dar și aplicabilitatea sa în strategiile de monitorizare terapeutică. În baza diagnosticului complex clinic, imagistic și neurofiziologic se evidențiază particularitățile clinico-neurofiziologice ale anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice. În total au fost publicate 19 publicații științifice în reviste naționale și internaționale, 14 prezentări orale la diferite forumuri științifice și 3 brevete de invenție. Studiul de cohortă retrospectivă a inclus în total 92 de copii, care au fost divizate în două loturi. Primul lot, lotul de cercetare, care a inclus copii cu anomalii dentomaxilare asociate cu dereglări neurologice, și lotul de control, care a inclus copii cu anomalii dentomaxilare neasociate cu dereglări neurologice. La toți pacienții au fost efectuat examenul clinic ortodontic-neurologic și examenul paraclinic de investigare. Criteriile de includere: copii de vârstă 7-15 ani, copii aflați în perioada de dezvoltare a dentației mixte și permanente, copii cu anomalii dentomaxilare și dereglări neurologice, organice și funcționale, copii ce nu urmează un tratament neurologic și ortodontic. Printre criteriile de excludere sunt copii pentru care nu s-a obținut acordul pentru studii, copii cu malformații congenitale ale scheletului craniomaxilofacial, copii care în anamneză sunt depistați traumatisme craniomaxilofaciale, copii cu semne și simptome clinice ale patologiei articulației temporomandibulare, copii cu dereglări mentale severe, copii cu alte tipuri cefalei primare secundare, copii cu dereglări ale sistemului endocrin. Un rol important în stabilirea diagnosticului complet și corect este, fără îndoială, anamneza. Dezvoltând un chestionar, am colectat informații despre factorii perinatali, cum sunt afecțiunile mamei în perioada sarcinii, momentul nașterii, precum și alți factori postnatali, cum sunt alimentația copilului în primele 6 luni de viață, obiceiuri vicioase și alte date generale. Examenul clinic a inclus examenul endobucal, examenul exobucal și examenul neurologic. Examenul paraclinic de investigare a inclus analiza antropometrică a modelilor de studiu, metoda imagistică și neurofiziologică de examinare. În baza ortopantomografiilor s-a determinat gradul de dezvoltare a caninilor permanenți inferiori și premolare secundă inferiori după metoda de Mirjean, conform a două grupe de vârstă. Grupa de vârstă 7-15 ani și 12-15 ani. În baza ortopantomografiilor s-a determinat gradul de dezvoltare a rădăcinilor caninilor permanenți și premolarilor secunzi inferior după metoda de Mirjean conform a două grupe de vârstă 7-12 ani, 12-15 ani. Au fost evidențiate 5 stadii de formare a rădăcinilor. Fiecare stadiu a fost numerotat de la 1 până la 5 sau cruci, litere de la D până la H. Totodată, conform acestei metode, am determinat creștere și dezvoltare organismului la copii, la copii din lotul de cercetare, comparativ cu copii din lotul de control. O altă metodă paraclinică a inclus tomografie computerizată pe secțiune sagitală, care a fost efectuată cu ajutorul tomografului Aquileon. Toți pacienții au fost culcați cu planul flancor perpendicular pe podea și axul lung al mediană feței coincis cu axul lung al tomografului. Analiza morfometriei craniofaciale a inclus parametrii cranii, lungimea craniului, înălțimea craniului, lungimea anterioară a bazei craniului, lungimea posterioară a bazei craniului, unghii sfenoidal. Parametrii faciali a inclus etajul superior inferior a feței, etajul posterior a feței. Parametrii maxilarului superior a inclus lungimea maxilarului superior, lungimea bazei apicale maxilarului superior, lungimea arcadei dentare, înălțimea dentalveolară anterioară, posterioară a maxilarului superior și poziția incisivului superior față de planul maxilar. Parametrii mandibulare au inclus lungimea mandibulei, înălțimea ramului mandibulei, lungimea bazei apicale mandibulei, înălțimea dentalveolară anterioară, posterioară mandibulei și poziția incisivului inferior față de planul mandibular. Alți parametri, cum sunt unghiular și liniar, de asemenea au fost luați în considerație. Parametrii au fost evaluați de asemenea funcție de grupa de vârstă 7-12 ani, 12-15 ani și de prezență-absență a fenomenului algic pentru determinarea intensității și direcției de creștere a masivului facial și cranian. O altă metodă paraclinică a inclus electromiografie cu electrozi superficiale mușchilor masticatori, care a fost efectuat cu ajutorul electromiografului portabil Nihon Coden, unde am determinat starea sistemului neuromuscular la copii cu anomalii dentomaxilare asociate, neasociate cu dereglări neurologice, prin determinarea amplitudinii și duratei biopotențialului electric. O altă metodă paraclinică a fost electromiografie mușchilor masticatori, care a fost efectuată cu ajutorul electromiografului Nihon Coden la copii cu anomalii dentomaxilare asociate și neasociate cu dereglări neurologice, prin determinarea amplitudinii și duratei biopotențialului
electrică în diferite poziții ale mandibulei. Poziția de postură a mandibulei, poziția de înghinare forțată a mandibulei și poziția de revenire la postură de mandibulei. În urma rezultatelor cercetării studiului din perioada anilor 2012-2014, în baza unui control medical a pacienților cu anomalii dentomaxilare asociate cu dereglări neurologice organice, cum sunt copii slab văzători, copii hipoacuzi, copii cu dereglări motorii din diferite regiuni a Republicii Moldova, s-a determinat că anomalii dentomaxilare în plan vertical au predominat în 59%, pe când anomaliile dentomaxilare în plan transversal și sagital au predominat în 34,7% și respectiv 25,3% la copii cu slab văzători. Printre acuzele pacienților cu vârsta cuprinsă între 7 și 15 ani, au predominat acuze funcționale în 51,1% la copii din lotul de cercetare, pe când la copii din lotul de control, în 60,9% au predominat acuze estetice. Printre dereglările funcționale la copii cu anomalii dentomaxilare asociate cu dereglări neurologice, au predominat dereglări ale dicției în 38,6% și respectiv tot în același procent dereglări de masticație, cu diferențe semnificative statistice între loturi. Pe când alte dereglări funcționale, cum sunt buze incompetente, respirație orală, deglutiție infantilă, bruxism, nu au constatat diferențe semnificative statistice între loturi. Analiza în detaliu a rolului factorului de risc, ce a jucat un rol important în etiologia anomaliilor dentomaxilare, a arătat că la copii din lotul de cercetare au predominat afecțiunile mamei în perioada primului și a doilea trimestru de sarcină, 21,8% și 21,3%, comparativ cu copiii din lotul de control, unde afecțiunile mamei în perioada trimestrului 3 de sarcină au predominat în 4,4%. Alt factor de risc care a jucat un rol important în etiologia anomaliilor dentomaxilare a fost momentul nașterii. La copii din lotul de cercetare, în 21,3% copii au fost născuți prematur, comparativ cu copiii din lotul de control, unde doar în 2,2% copiii au fost născuți prematur. Caracterul alimentației din perioada sugarului am determinat că la copii din lotul de cercetare a predominat în 57,4% alimentație artificială, pe când la copii din lotul de control, în 80% cazuri, a predominat alimentația naturală. Aprecierea termenului de erupție a dinților temporari la copii din lotul de cercetare a variat. A predominat în 14,6% erupția precoce la vârsta de 4 luni și erupția întârziată de la vârsta de 7 luni până la 1 an și 2 luni. Comparativ cu copiii din lotul de control, unde 58,3% a predominat erupția normală dinților temporari. De asemenea, s-a determinat aprecierea termenului erupția dinților permanenți, care s-a constatat la copii din lotul de cercetare, în 29,2% a predominat erupția precoce la vârsta de 5 ani, comparativ cu copiii din lotul de control, unde în 44,4% a predominat erupția normală dinților permanenți, iar în 41,7% a predominat erupția întârziată la vârsta de 7 ani. Frecvența obiceiurilor vicioase, care de asemenea a fost colectată din anamneză, a constatat la copii din lotul de cercetare, predominat în 20,5%, dintre care 18,2% au fost sugerii degetului și 2,3% interpoziția și roaterea obiectivor. La examenul clinic intraoral al copiilor cu anomalii dentomaxilare asociate cu dereglări neurologice funcționale, s-a constatat că în plan sagital a predominat anomalii dentomaxilare de clasa 2 anglie și în ocluzie sagitală, pe când anomalii dentomaxilare de clasa 1 anglie a avut tendința de creștere la copii din lotul de cercetare, comparativ cu copii din lotul de control. Pe când anomalii dentomaxilare de clasa 3 anglie s-au constituit în mai puține cazuri la copii din lotul de cercetare, comparativ cu copii din lotul de control. În plan vertical, atât în lotul de cercetare cât și în lotul de control a predominat ocluzia adâncă, pe când ocluzia deschisă a avut tendința de creștere la copii cu anomalii dentomaxilare asociate cu dereglări neurologice, în 21,3%, pe când ocluzia adâncă traumatică s-a constituit în mai puține cazuri la copii din lotul de cercetare, comparativ cu copii din lotul de control. Anomalii dentomaxilare în plan transversal s-au constituit în mai puține cazuri la copii din lotul de cercetare, comparativ cu copii din lotul de control. Analiza comparativă a parametrilor dezvoltării arcadelor dentare în plan sagital și transversal la copii din lotul de cercetare și lotul de control nu a constatat diferențe semnificative statistice față de valorile medii normale, pe când diferența între loturi a arătat că la copii din lotul de cercetare s-a determinat o îngustare semnificativ statistică a maxilarului superior la nivelul premolarilor comparativ copiii din lotul de control. În urma rezultatelor ortopantomografiilor s-a determinat la vârsta de 7-12 ani, atât la nivelul caninilor permanenți inferior și premolarilor secunzi inferior, stadiu F de dezvoltare. Însă cu vârsta la 12-15 ani constatăm o dezvoltare asimetrică prin stadiu G de formare a caninilor permanenți inferior, stadiu F de dezvoltare a premolarilor secunzi inferior la copii din lotul de cercetare, comparativ cu copii din lotul de control, unde a predominat stadiu G de formare a rădăcinilor caninilor permanenți inferior și premolarilor secunzi inferiori.
Distribuția combinațiilor stadiilor de formare a rădăcinilor caminilor permanent și premolar la secunzi inferior la vârsta de 12-15 ani a arătat că la copii din modul de cercetare, în 40,4% a predomnat stadiul F de dezvoltare, ceea ce denotă o creștere și dezvoltare a organismului de la 65% până la 85%, pe când la copii din modul de control, în 78,3% a predomnat stadiul G de formare, ceea ce denotă o creștere și dezvoltare a organismului de la 25% până la 65%. Deci putem constata creșterea dezvoltarea organismului la copii din modul de cercetare, cu grupul cu vârsta de 12-15 ani, este de la 65% până la 85%. Analiza comparativă a parametrilor cranieni arată că la vârsta de 7-12 ani, la copii din modul de cercetare, lungimea craniului, înălțimea craniului, lungimea anterioară a bazei craniului, unghiul sfenoidal, semnificativ este micșorate comparativ valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Pe când la copii din modul de control, doar lungime și înălțime craniului, semnificativ statistic micșorată, comparativ valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Cu vârsta la 12-15 ani, constatăm că la copii din modul de cercetare, se reține în creștere lungimea anterioară a bazei craniului față de valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Pe când la copii din modul de control, se menține micșorată lungimea craniului față de valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Diferența între loturi arată că vârsta de 7-12 ani la copii din modul de cercetare este mărită lungimea craniului în 3,38%, iar lungimea anterioară a bazei craniului micșorată în 5,38%, semnificativ statistic, comparativ valorile de la copii din modul de control. Cu vârsta la 12-15 ani, constatăm același tipar de creștere prin intensificare creșterii lungimea craniului în 5,31% și reținerea creșterii lungimea anterioară a bazei craniului în 5,3%, comparativ copiii din modul de control, unde raportul este invers. Analiza comparativă a parametrilor faciale a arătat că vârsta de 7-12 ani la copii din modul de cercetare, înălțimea etajului inferior a feței este mărit comparativ valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică, pe când la copii din modul de control diferențe nesemnificative statistice. Cu vârsta la 12-15 ani constatăm că atât în modul de cercetare cât și în modul de control, lungimea, înălțimea totală a feței și înălțimea etajului inferior a feței semnificativ statistic se măresc față de valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Diferența între loturi a arătat că la copii din modul de cercetare, înălțimea etajului inferior a feței este mărită în 3,7% semnificativ statistic comparativ cu copiii din modul de control. Cu vârsta la 12-15 ani nu constatăm diferențe semnificativ statistice între loturi. Analiza comparativă a parametrului maxilarului superior a arătat la vârsta de 7-12 ani, atât în lotul de cercetare, cât și în lotul de control, diferențe nesemnificative statistice față de valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Însă cu vârsta constatăm că la 12-15 ani, la copii din lotul de cercetare, semnificativ statistic este mărită înălțimea dentoalveolară posterioară maxilarului superior față de valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Totodată constatăm o protruzie a incisivilor superiori, atât în modul de cercetare cât și în modul de control, comparativ valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Diferența între loturi arată că la vârsta 7-12 ani nu am constatat diferențe semnificative statistice între loturi, pe când cu vârsta 12-15 ani la copii din modul de cercetare, semnificativ statistic se intensifică în creștere înălțimea dentoalveolară posterioară maxilar superior, în 9,3% față de copiii din modul de control. Analiza comparativă a parametrului maxilarului inferior arătat la vârsta de 7-12 ani la copii din modul de cercetare, de asemenea este mărită înălțimea dentoalveolară posterioară a mandibulei față de valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Totodată constatăm o protruzie a incisivilor inferior semnificativ statistic mai mare față de valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Pe când la copii din modul de control, lungimea mandibulei, lungimea bazei apicale a mandibulei semnificativ statistic micșorată față de valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Pe când înălțimea dentoalveolară posterioară a mandibulei, de asemenea, este mărită față de valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Cu vârsta la 12-15 ani constatăm diferențe nesemnificative statistice față de valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică. Diferența între loturi a arătat că la copii din lotul de cercetare o protruzie a incisivilor inferior semnificativ statistic mai mare în 5,3% la copii din lotul de cercetare comparativ copii din lotul de control, pe când cu vârsta la 12-15 ani nu constatăm diferențe semnificative statistice. Analiza comparativă a parametrilor unghiular și linear la copii cu vârsta de 7-12 ani, indicatorii lideri sunt inocluzie sagitală și inocluzie verticală.
Gradul din ocluzie sagitală și verticală este mai sever la copii din lotul de cercetare, în diferența între loturi constituie 33,3% în ocluzie sagitală și 66% în ocluzie verticală, cu diferențe semnificative statistice între loturi. Cu vârsta la 12-15 ani constatăm o mărire a inocluzii sagitale și verticale, cu diferența de 41,5% în ocluzie sagitală și 51,3% în ocluzie verticală, cu diferențe semnificative statistice între loturi. Aprecierea valorii diagnostice a electromiografiei standard a fost efectuată reieșind din informativitatea metodei, apreciată prin rezultate real pozitive, care permite utilizarea simultană în investigarea la copii cu anomalii din tomaxare mai multor mușchi implicați în actul de masticație, similară valorii diagnostice standard în patologie neuromusculară. Deci putem constata că în faza de postură a mandibule, amplitudinea medie a activității bioelectrice la nivelul mușchiului maseter și temporal la copii cu anomalii din tomaxare, asociat și neasociat cu dereglări neurologice, este micșurată comparativ cu valorile medii la copii cu ocluzie fiziologică. Însă diferența între loturi a arătat o asimetrie musculară, semnificativ statistică, prin micșorarea amplitudinii medii activității bioelectrice la nivelul mușchiului maseter din stânga, comparativ cu amplitudinii medii activității bioelectrice la copii din lotul de control. Durata medie activității bioelectrice în faza de postură a mandibulei, a mușchiului maseter și temporal la copii cu anomalii din tomaxare asociați și neasociați cu dereglări neurologice este mai mare, comparativ valorul medii la copii cu ocluzie fiziologică. Diferența între loturi a arătat că la copii din lotul de cercetare, durata medie activității bioelectrice la nivelul mușchiului maseter dreaptă și stângă semnificativ mărită, comparativ cu durata medie activității bioelectrice la copii din lotul de control. În faza de angrenare forțată maxilară timp de 5 secunde, constatăm că amplitudinea medie activității bioelectrice la nivelul mușchiului maseter temporar la copii cu anomalii dentomaxilare, asociați și neasociați cu dereglări neurologice, se menține micșorată comparativ valorile medie la copii cu ocluzie fiziologică, însă diferența între loturi arată că la copii din lotul de cercetare amplitudinea medie activității bioelectrice este mărită, ceea ce denotă un traseu de tip neurogen de activitate musculară, pe când la copii din lotul de control amplitudinea medie activității bioelectrice a mușchilor maseter și temporar la copii cu anomalii dentomaxilare este micșorată, ceea ce denotă un traseu miogen de activitate musculară. Durata medie activității bioelectrice în faza de angrenare forțată maxilară timp de 5 secunde se menține mărită comparativ cu valorile medii la copii cu ocluzie fiziologică, însă diferența între loturi arătate la copii din lotul de cercetare, durata medie activității bioelectrice la nivelul mușchiului maseter dreaptă și stângă semnificativ statistic mărită comparativ cu durata medie activității bioelectrice la copii din lotul de control. În faza de restabilire a contracției musculare, constatăm că amplitudinea medie activității bioelectrice la nivelul mușchiului maseter temporal și maseter la copii cu anomalii dentomaxilare asociați și neasociați cu dereglări neurologice își revine mult mai lent comparativ valorile medii la copii cu ocluzie fiziologică. Însă diferența între loturi a arătat că la copii din lotul de cercetare amplitudinea medie activității bioelectrice în faza de restabilire a contracției musculare își revine mult mai lent comparativ cu amplitudinea medie activității bioelectrice la nivelul tuturor mușchilor la copii din lotul de cercetare, de control. Durata medie activității bioelectrice în faza de restabilire a contracției musculare de asemenea este mărită comparativ cu valorile medii la copii cu ocluzie fiziologică, însă diferența între loturi arată că la copii durata medie activității bioelectrice este mărită comparativ cu durata medie activității bioelectrice la copii din lotul de control. În baza modificărilor morfologice și funcționale constatate la copii din lotul de cercetare, am elaborat un algoritm de diagnostic menit să evidențeze anume efectuarea analizei suplimentare de investigație prin electromiografie la pacienții cu factori de risc sporiți al anomaliilor dentomaxilare. Și anume în cazul în care simptomele clinice și rezultatele paraclinice ne sugerează că anomaliile dentomaxilare sunt asociate de reglări neurologice, propunem un diagnostic și tratament combinat, atât ortodontic cât și neurologic. În cazul în care simptomele clinice, rezultatele paraclinice, datele electromiografiei ne sugerează că anomaliile dentomaxilare nu sunt asociate de reglări neurologice, propunem un diagnostic ortodontic propriu-zis. Și în concluzie putem spune că frecvența anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice variază în funcție de planuri de referință și caracterul patologiei neurologice. La copii cu dereglări neurologice funcționale prevalează anomalii dentomaxilare în plan sagital și în plan vertical, iar în plan transversal în mai puține cazuri. La copii cu dereglări neurologice organice mai frecvent evidențiem anomalii dentomaxilare în plan vertical și mai rar în plan sagital și în plan transversal.
Starea de formare a rădăcinilor caninilor permanente și promolară se secunzi inferior la copii cu anomalii dintomaxare asociate cu direcții neurologice sunt influențați de fenomenul algiu. La vârste de 12-15 ani, prin dezvoltarea simetrică a rădăcinilor caninilor permanenți inferior și premolare secunzi inferior, se constată o creștere și dezvoltare a organismului de la 65-85%, comparativ cu copiii din notul de control, unde intensitatea creșterii și dezvoltării organismului este mai mică. Evaluarea morfometriei craniomaxilofaciale la copii cu anomalii dentomaxilare asociate patologii neurologice denotă intensificarea creșterii în lungimii a craniului și încetinirea creșterii în lungimii bazei craniului, sporirea creșterii masivului facial pe verticală la vârsta 12-15 ani și o protruzie incisivilor superior, ce reflectă o stare de avansare a anomaliilor dentomaxilare asociate cu dereglări neurologice. Evaluarea funcțională a mușchilor masticatori, determinată prin coeficientul de asimetrie, amplitudine și durate, contracție musculară în diferite faze a procesului masticator, permite, din punct de vedere științific și practic, inițierea diagnosticului precoce la copii cu anomalii dentomaxilare asociate cu dereglări neurologice. În baza rezultatelor și concluziilor, propun și două recomandări practice. Îmi dați îmi voie să le dau citire. Se recomandă de a ridica nivelul de informare medicilor de familie și populație în contextul anomaliilor dentomaxilare la copii. Astfel va fi sporită adresabilitatea timpurie la medic ortodont și necesitatea beneficierii de servicii medicale specializate, inclusiv la nivel terțiar. Concomitent este necesar de a spori atenția facilității accesului populației rurale la servicii medicale specializate și de nivel terțiar, în contextul faptului că în toate loturile de cercetare au predominat copiii din mediul rural. Includerea în programe de perfecționare ale medicilor stomatologi și ortodonți, medicilor de familie, a cursurilor despre anomalii dentomaxilare, cu scopul optimizării diagnosticului timpuriu. Aceasta conduce la evaluarea terapeutică adecvată a pacienților cu anomalii dentomaxilare și prevenirea complicațiilor de diagnostic și tratament, atât neurologic cât și ortodontic. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Vă mulțumim și noi și în conformitate cu regulamentul sunt convins că au pervenit întrebări și clarificări în urma acestui raport. Poftim ce întrebări sunt, se pot conecta și cei din pe care sunt pe net. Vă rog frumos ce întrebări sunt. Poftim. Deci până se gândesc, da, poftim domnul conferențiar Oleg Solomon. Spuneți, vă rog frumos, dependență de planul de ocluzie, dumneavoastră manifestările în cefalometrie, ați depistat ceva de reglări, ați depistat clasa 1, a 2, a 3, dar în dependență de planul de ocluzie? Da. Mulțumesc, domnul decan. Nu am avut ca scop să determinăm față de planul de ocluzie, deci am determinat la nivelul cefalometriei doar poziția maxilei și mandibulei față de baza craniului. Sunteți ați acut din răspuns? Poftim, ce întrebări mai sunt? Care totuși au fost criteriile de bază care ați ales acești pacienți de curs studiu? Criteriile de bază, în primul rând, au fost vârsta să fie în perioada de ediție mixte și permanente. Și de asemenea au fost aceia care nu au trecut niciun tratament ortodontic, niciun tratament neurologic. Ca să vedem, totuși, cum avansează anomaliile acestea în perioada creșterii și dezvoltării copilului. Vă mulțumim. Poftim, stimați colegi, domnul conferențiar Chelin. Doamna doctor, am spuneți, vă rog, planul pentru că mai mult a fost scopul de a efectua diagnosticul, dar totuși în tratament în aceste două grupe, cele cu asociate cu anomalii dentomaxilare asociate cu maladii neurologice și neasociate. Cum vă gândiți dumneavoastră, după părere, la care se va spune tratamentul mai ușor sau mai rata de tratament, totuși, va fi mai mică sau mai mare?
Mult stimat domnul Chiele, deci noi, după părerea mea, cred că totuși un tratament neurologic ar ameliora situația și anomaliilor dentomaxilare, dar tratamentul ortodontic, desigur că se începe și după vârsta de 7 ani, deci noi am constatat că la copii cu dereglări neurologice, tratamentul ortodontic, în special funcțional pentru redresarea oaselor, poate fi efectuat și la vârsta de 12-15 ani. Dar pentru ca să nu fie o avansare acestor anomalii, eu totuși cred că un tratament neurologic ar putea fi efectuat mai timpuriu. Да, я извиняюсь, что я буду переводить и на русском языке, потому что действительно может быть непонятно, что мы тут о чем говорим. Мы извиняюсь перед нашими коллегами, уважаемые профессора, с уважением относимся к этим материалам. Сейчас просто вопросы задаем на базе той презентации, которая была сделана нашей докторантой Кристиной Поштаро. Пожалуйста, вопросы на любом языке. Мы ответим на том же языке. Извините. Да, повторим, домну декан. Да, Da, la copii cu anomalii dentomaxilare asociate cu dereglări neurologice, desigur că în primul rând a fost sugere degetului și nu în ultimul rând, desigur, interpoziție și aradere obiectelor pe fondul, eu cred că de pe fondul neurologic. Poftim, poate pe net este cineva care dorește să dea o întrebare, cu plăcere. Da, poftim. Am și o întrebare, domnul profesor. De unde vin aceste deosebiri de dimensiuni ale craniilor la aceste două grupuri? La cei cu patologie neurologică, dacă cumva aveți o explicație, și la cei fără patologie? Da, profesor, de așa frază. Domnul stimați, domnul profesor, deci toți parametrii aceștia, parametrii faciale, cranieni, au fost măsurate în baza cefalometriilor care noi le-am făcut, da? Și totodată am făcut și o comparație, deci analizând parametrii aceștia. Dar dacă sunt explicații? Da, și care s-au explicat în concluzie, da? Adică, vedem totuși care sunt... cum se dezvoltă până la urmă, adică deoarece copiii sunt în perioada aceasta în creștere și este foarte important ca noi să știm, adică avansarea, dezvoltarea acestor la nivel osos, atât la nivel osos, cât și la nivel facial, adică cranian și facial. Primit răspunsul domnul profesor corespunzător? Da, mulțumesc că eu am să mai vorbesc și cu neurologic, e mai multe întrebări neurologice. Vă mulțumim. Vă ce? Stimați colegi, mai sunt întrebări? Nu sunt, da? Deci, conform regulamentului, vă informez despre avizele obținute de către doctorant la etape precedente de susținere. Este avizul la teza de doctor în științe medicale a studenții doctorant, programul doctorant 32301 stomatologie, din cadrul catedrei de profilutic stomatologic Pavel Godoroja, cu tema conduită de diagnostic al anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice. Permiteți să dau citire concluzii avizului în cadrul unității primare de cercetare. Lucrarea este o cercetare științific finalizată, originală, elaborată în baza cercetărilor proprii și suntem de acord cu susținerea publică ei în ședința Comisiei de Doctorat. Avem și extractul de procesul verbal la seminarul științific de profil 32301 Stomatologie, specialitatea stomatologiei din 0204-2021. La ordine de zi a fost pusă în discuție examinarea și aprobarea tezei de doctor în științe medicale cu tema conduită de diagnostic și anomalii dentomaxilară copii cu dereglări neurologice. S-a decis de a aproba teza de doctor în științe medicale, cu tematica care a fost expusă deja, programul de doctorat 32301 stomatologie a doamnei Poștaru Cristina, student doctoral anul 5, forma de învățământ cu frecvență redusă, scorul votului a fost pro 16 contra 0, s-au obținut la vot 0. În cadrul ședinței au fost recomandate următoarele persoane în calitate de membri Comisiei de Doctorat la și referință oficială. Avem avizile membrii Comisiei de Doctorat, a doamnei Uncuța Diana, doctor capitan de științe medicale, conferențial universitar, care este pozitiv și calificativ excelent. Avizul domnului Postnikov Mikhail,
doctor Comitatul Științei Medicale, profesor Vestav, care este la fel pozitiv și calificativul excelent. Avizul domnului Chele Nicolae, doctor Comitatul Științei Medicale, conform cu confețeanul Vestav, care este pozitiv și calificativul foarte bine. Avizul doamnei Terecova Tamara, doctor Comitatul Științei Medicale, profesor Vestav, care este de asemenea pozitiv cu calificativul foarte bine. Pretendentul la deci, poftim, doamna Cristina Poștaru, expuneți-vă, vă rog, asupra acestor avizii tuturor membrilor care și-au expus și au depus avizii. Mulți stimați membrii comisiei de doctorat, vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierea tezei cu un calificativ destul de înalt. Vă mulțumesc foarte mult. Da, conform regulamentului, săglasă în așa regulamentă, дальше этап будет выступление оппонентов, поэтому будем дать слово в следующем порядке. Конфор регламенту лу и вам экспуни, оппоненции требуешь экспуни парери о супрачестии тематчи, о супрачестии материал, и примул презента визу референтор, мембро комиссии де андромари, а студент-докторант doctor profesor universitar Ilciuc Ion, doctor Comitatul Științei Medicale, profesor universitar. Poftim. Mulți stimate domn președinte, mulți stimați membri a Consiliului Științific, mulți stimați colegi. Eu m-am bucurat foarte mult când mi-a propus să fac recenzii la o așa teză, deoarece, în sfârșit, am văzut că noi, ca clinicieni, vedem deseori legătura directă între dezvoltarea sistemului nervos și cel osos. Această legătură se vede foarte bine la bolnavi cu hidrocefalie, când sistemul nervos, dacă nu se dezvoltă, și nici craniul cerebral rămâne în urmă, dar și craniu facial. Și iată, această legătură între dezvoltarea sistemului nervos și osos, foarte bine, eu cred că a găsit-o doamna competitoare. Ba mai mult, noi ca neuropediatri vedem că la copiii aceștia cu patologia sistemului nervos, deseori, erupția dinților întârzie deodată foarte mult, carea dentară se dezvoltă intens la așa copii, deci posibil din pricina inervației și lipsei troficității acestor sectoare, cât și dezvoltarea dentomaxilară, aceste anomalii sau microanomalii sunt direct în direct depinde dezvoltarea sistemului nervos. Ba mai mult, noi am ajuns la concluzia că fontanelomegalia, care depinde de os, de dezvoltarea osului, când e rămâne în urmă, deci fontanelomegalia, este direct proporțională cu ventriculomegalia creierului, care se determină la noi o diagnostică, fac hiperdiagnostic de hipertensiune intracraniană, ceea ce nu este corect. Deci fontanelomegalia este direct proporțională cu ventriculomegalia creierului și invers proporțională cu maturația intrauterină a sistemului nervos, inclusiv și osos. Și deci, când este vorba de un tratament la așa copii cu sistemul nervos, numai decât trebuie să tratăm și acest sistem osos cu preparatele de calciu și vitamina D, care ajută în cazul ăsta. Grăbesc nu numai maturația creierului, dar și maturația sistemului osos. Și eu cred că, iată aici, profilaxia precoce ar trebui să meargă împreună încă din perioada intrauterină, ca pe urmă să nu avem problemele acestea frecvente, care tot mai des se întâlnesc acum, aceste tulburări dentomaxilare. Cu alte cuvinte, văzând aceste micro sau macro anomalii dentomaxilare,
ne indică direct că căutați și acolo în creier, că pot fi ori anomalii, ori microanomalii de dezvoltare care nu s-or manifesta pe parcursul vieții. Și invers, dacă avem tulburări din partea sistemului nervos, căutați și aceste de la început, ca să fie profilaxia precoce, cum doamna a arătat, ca să nu apară acele complicații grave, tardive. Tema tezii este bine formulată. Această teză cuprinde intersecția mai multor discipline medicale, stomatologie pediatrică, neuropediatrie, pediatrie, genetică medicală, perinatologie, anatomie, patologie, fiziologie patologică. Așa fel de teze sunt foarte importante la intersecția mai multor discipline, deoarece ele uneori generează idei, poate chiar uneori revoluționare, în dezvoltarea științei medicale, dar și, în nu ultimul rând, în avansarea noilor metode de profilaxie și tratament a acestor pacienți. Argumentarea tezei este bine formulată și reiese din actualitatea bazată pe studiu vast al literaturii contemporane. Se vede că doamna competitoare cunoaște și limba engleză, care în studiul literaturii cuprinde o majoritate din aceste lucrări. În studiul literaturii evidențiază problemele existente în acest domeniu, și anume întârzierea diagnosticului precoce a anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice, studiul imagistic și neurofiziologic a juncțiunilor neuromusculare și neuroarticulare, complicațiile care ar facilita diagnosticul complex și tratamentul început la timp, profilaxia precoce a complicațiilor secundare și a sindromului algic la copii și adolescenți prin stabilirea timpurii a diagnosticului corect. Scopul lucrării reiese din denumirea tezii și este bine formulat și argumentat. Evaluarea manifestărilor clinice și a examenilor paraclinice ale anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice pentru elaborarea unor măsuri de diagnostic timpurii. Obiectivele lucrării sunt 4 la număr și oglindesc întocmai scopul tezii de doctor în medicină: dereglarea funcțiilor structurilor anatomice ale regiunii maxilofaciale depinde în mare măsură de anomaliile de dezvoltare la acest nivel, cât și de inervația centrală sau periferică a acestor structuri care participă la redarea calității actului de masticație, deglutiție, vorbire, dar și a intensității sindromului algic la copii și adolescenți cu anomalii de dezvoltare dentomaxilare. La ziua de azi este cunoscut faptul că maturația intrauterină a creierului depinde de factori nocivi ce acționează asupra fetului: infecțiile intra- și extrauterine, anemiile și stresul la mama gravidă, bolile somatice și neuroendocrine, intoxicațiile acute și cronice, alimentarea incorrectă a mamei gravide, mediul ambient și mulți alți factori. Toți acești factori pot influența și dezvoltarea normală a craniului, inclusiv a craniului facial. Cu alte cuvinte, anomaliile dentomaxilare indirect presupun și unele micro- sau macroanomalii de dezvoltare a creierului. Tulburări ale sistemului nervos vegetativ care sporește senzația de durere la așa copii cu dereglări neurologice și dereglează comportamentul lor. Toate acestea
au stat la baza ipotezei de cercetare în această lucrare și care îi ridică la un nivel înalt valoarea științifică și practică tezii, dar și deschide calea spre profilaxia precoce intrauterină a anomaliilor de dezvoltare, atât dentomaxilare cât și a sistemului nervos central. Teza de doctorat este expusă pe 156 pagini și cuprinde introducere, 5 capitole de bază, în care este expus materialul tezii, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie, 187 surse literare. Teza conține 27 tabele, 74 de figuri, se ilustrează materialul științific al tezii și 7 anexe. În capitolul 1, Revista Literaturii, acest capitol elucidează pe larg aspectele contemporane ale anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice, oglindite în literatura mondială. Se atrage atenția la incidența în creșterea anomaliilor dentomaxilare la copii cu patologia sistemului nervos central și periferic. La copii și adolescenți cu dereglări neurologice, anomaliile dentomaxilare ajung până la 60-80%. Frecvențe sunt cefaleele de tensiune de tip acut sau cronic la copii separate de disfuncția articulației temporomandibulare. Au fost analizate studiile din literatura anomaliilor dentomaxilare care se asociază cu patologia sistemului nervos central și periferic. În paraliziile cerebrale, frecvența anomaliilor dentomaxilare sunt direct proporționale cu severitatea afectării sistemului nervos. Au fost analizate mecanismele fiziologice ale masticației, deglutiției, vorbirii, dar și în caz de inervație asimetrică a mușchilor feței, care apare în caz de diverse patologii ale sistemului nervos central și periferic. Supunând unei analize critice datele din literatură, doctorantul concluzionează că sistemul neuromuscular al craniului facial, îndeosebi al mușchiului masete și temporal, în perioadele tardive de dezvoltare a copiilor cu anomalii dentomaxilare cu dereglări neurologice, nu este suficient elucidat în literatura de specialitate. Nu este clar rolul influenței asimetriilor musculare ale regiunii oromaxilare. La moment sunt opinii diferite ale specialiștilor față de anomaliile dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice. Nu există un ghid internațional argumentat științific referitor la patologia stomatologică pe fondalul dereglărilor neurologice. Lipsesc criteriile precise de diagnostic, în special la copii de vârstă școlară și adolescență. În capitolul 2, material și metode de cercetare, competitoarea a supus studiului 92 de pacienți cu anomalii de dezvoltare a sistemului dentomaxilar cu vârsta cuprinsă între 7 și 15 ani. Lotul de cercetare a fost alcătuit din 46 pacienți cu anomalii dentomaxilare, cu tulburări neurologice, 19 băieți, asta e 40% și 27 fete, 59-60%, cu vârsta medie de 12,4 ani. În lotul de control au fost incluși de asemenea 46 pacienți cu anomalii de dezvoltare neasociate cu patologia neurologică, dintre care 16 au fost băieți, 34,8% și 30 fete, 65,2% cu vârsta medie, iarăși 12,1 ani. Cu alte cuvinte, după gen și vârstă, lotul de cercetare și lotul de control sunt practic omogene, ceea ce
permit să facă concluzii deci veridice. Designul cercetării este bine formulat și argumentat. Au fost folosite metoda clinică, examenul ortodontic, neurologic, care au influențat evidențierea factorilor perinatali și ereditari, completate cu examenul neurofiziologic și imagistic. Datele obținute au fost analizate folosind programele statistice moderne, Excel, statistica 7 și alte metode, fiind prelucrate, computerizat, prin efectuarea unui calcul variațional, corelațional și discriminatoriu. De asemenea, pentru determinarea coeficientului de încredere, test student, s-au calculat valorile medii aritmetice, erorii medii și alte sume devierilor pătrate. Datele obținute după prelucrarea statistic sunt veridice și reflectă întocmai obiectivele lucrării în cauză. În capitolul 3, evaluarea stării morfologice a aparatului dentomaxilar și a factorilor nocivi de dezvoltare la copii cu dereglări neurologice, autorul în acest capitol au fost analizați rolul factorilor nocivi antinatal, perinatal și postnatal în apariția anomaliilor dentomaxilare și examenul clinic al copiilor cu dereglări neurologice. De asemenea, a fost făcută o analiză profundă a dezvoltării arcadelor dentare în dentiția mixtă și în cea permanentă la copii cu dereglări neurologice. De asemenea, este deosebit de importantă analiza parametrilor cefalometrici în rezultatul investigației prin tomografia computerizată la copii, cu patologie sistemului nervos și anomalii dentomaxilare. S-a stabilit că la copii cu anomalii de dezvoltare a aparatului dentomaxilar din lotul de cercetare se evidențiază micșorarea parametrului craniu-cerebral și a craniului facial, care influențează creșterea și dezvoltarea asimetriei regiunii oromaxilofaciale și dereglează dezvoltarea normală a aparatului dentomaxilar. În capitolul 4, analiza frecvenței anomaliilor dentomaxilare la copii în funcție de patologie neurologică. Autorul a ajuns la concluzia că frecvența anomaliilor de dezvoltare dentomaxilare la copii cu patologie organică a sistemului și se întâlnește frecvent și atinge cota de 64-45% cazuri, ceea ce este sigur că îngrijorător. Autorul a ajuns că funcția de proiecție, frecvența anomaliilor de asemenea variază în plan sagital sau și s-au determinat 20% și 45 cazuri, în plan vertical 53 și 45 cazuri, iar în plan transversal 26 și 25 cazuri. Astfel, cele mai frecvente anomalii dentomaxilare la copii cu patologie sistemului nervos, central și periferic, se întâlnesc în plan vertical și variază în funcție de vârstă. În capitolul 5, evaluarea stării funcționale a aparatului neuroreflector prin examenul electromiografic la copii cu anomalii dentomaxilare, socot că este foarte important, deoarece stabilește legătura directă între patologia sistemului nervos, central și periferic, față de dezvoltarea anomalică a aparatului dentomaxilar. Autorul a ajuns la concluzia că electromiografia este o metodă obiectivă de apreciere timpurie a tulburărilor neuromusculare, în special a slăbiciunii asimetrice,
patologi și aparatul neuromuscular în actul masticator. Este prețios din punct de vedere practic momentul înregistrării electromiografice până și după efortul fizic, care permite să fie stabilit diagnosticul precoce până la apariția complicațiilor irreversibile. Dar și la obiectivizarea eficientă a tratamentului prin îmbunătățirea sau normalizarea disfuncției aparatului neuromuscular, confirmat prin electromiogram. Au fost analizate și suspectate în mecanismul anomaliilor dentomaxilare implicarea diferitor structuri cerebrale, cortexul, nuclei subcorticali și, nu în ultimul rând, hipotalamusul, în special în expresia fenomenului algic la acești copii. Concluziile generale sunt concrete și reflectă în tocmai materialul lucrării. La tema tezii au fost publicate 19 lucrări științifice, două articole în reviste internaționale, două articole în reviste internaționale recenzate, 6 articole în reviste naționale, 2 articole și 6 tezi în materiale conferințelor internaționale, un articol de monoautor. De asemenea, doamna doctorand Poștaru Cristina deține 3 brevete de invenții, decorate cu 3 medalii de bronz și una de aur, la diferite expoziții naționale și internaționale. 14 prezentări orale la diferite foruri științifice. Rezultatele lucrării au fost prezentate la congresele Asociației Europene de Ortodonție, în Suedia 2014, Elveția 2017, Marea Britanie 2018, Franța 2019, cât și la alte congrese de stomatologie, Grecia, România și Republica Moldova. Toate aceste lucrări sunt suficiente pentru o teză de doctor în științe medicale. Punctele forte socot eu că, în primul rând, studiul doamnei Cristina Poștar a fost efectuat la intersecția mai multor discipline medicale, stomatologie pediatrică, neurologie, pediatrie, morfopatologie, genetică medicală, care i-a permis rezolvarea unei probleme majore în stomatologia pediatrică, profilaxie, diagnosticul precoce, care ar permite administrarea unui tratament corect și timpuriu al anomaliilor de dezvoltare dentomaxilare la copii. 2. Determinarea tulburărilor funcționale și organice, neuromusculare în mușchii maseteri și temporali prin metoda electromiografică, ce determină asimetria inervației mușchilor feței și contribuie la stabilirea precoce a diagnosticului corect în anomaliile de dezvoltare dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice, ceea ce corespunde taman obiectivului și scopului acestei lucrări de diagnostic precoce. 3. A fost stabilită relația strânsă între sindromul algic și anomaliile de dezvoltare dentomaxilare la copii cu dereglări ale sistemului nervos central și periferic, ceea ce va permite diversificarea tratamentului conservativ la acești copii. Unele poate... lacune care, dacă să le spunem lacune, cred că nu sunt atât de importante, dar vreau să menționez că poate unele informații mai profunde le-ar fi primit doamna Poștaru dacă combina electromiografia cu electroencefalografia creierului. Dar cred că acesta n-a fost scopul la această teză, ceea ce cred că doamna a lăsat pentru viitor să dezvăluie
acest capitol, fiindcă ar determina funcția creierului și funcția aparatului dento-maxilar, ceea ce ar permite și mai devreme de a judeca despre aceste tulburări funcționale a sistemului nervos și dento-maxilar. Poate unele acolo scăpări câte o literă, dar acestea sunt la toți la noi se întâmplă tehnice, așa că nu sunt aceste omiteri esențiale care să influențeze deci asupra lucrării date. În concluzie, doamna poștaru Cristina a dat dovadă de cunoștințe profunde a materiei în stomatologie, dar și în neurologie pediatrică. Rezultatele studiilor au rezolvat o problemă științifică și practică majoră în stomatologie pediatrică, și anume perfectarea și fortificarea metodelor în stabilirea diagnosticului precoce, inițierea unui tratament timpuriu și corect, care pot influența asupra frecvenței debutului complicațiilor secundare grave în cazul anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice. Rezultatele obținute în lucrare deschid noi perspective de profilaxie și tratament precoce al macro- și microanomaliilor dentomaxilare, dar și ale sistemului nervos central și periferic la copii. Așadar, teza doamnei poștaru Cristina este o lucrare finisată, cu o importanță științifică și practică înaltă pentru stomatologia pediatrică, iar autorul merită pe deplin titlul de doctor în științe medicale. Recomand acordarea titlului de doctor în științe medicale cu calificativul excelent. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnul profesor. Doamna Cristina, poftim, cred că aveți ce spune supra aceste analize foarte profunde a domnului profesor. Vă mulțumim foarte mult. Chiar mi-a plăcut analiza dumneavoastră. Și poftim, doamna Cristina, ce aveți de răspuns la sugestii, obiecții și așa mai departe. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere pozitivă a tezii mele de cercetare. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă, pentru a recenza această teză. Desigur că este o temă cu noutate științifică în stomatologie, de aceea noi pe viitor planificăm să continuăm această temă, să o dezvăluim mai pe larg. Vă doresc succes în continuare. Vă mulțumim. Уважаемые профессора России и Белоруссии, сейчас вы прослушали очень глубокий анализ этой работы на румынском языке, но поверьте, это было действительно очень глубоко, с разными дополнениями и даже разные моменты, что в будущем, что должна делать наша претендентка на этой звание. Următору, претендент официал, если доамна Форна, профессор университет, доамна Форна Норина Косоела, доктор штица медикал, профессор университет, Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, România. Poftim, doamna profesor. Bună ziua tuturor, din nou. Sigur, ca și explicații sau ca și susținere și aviz principal asupra tezei doctorandei poștaru Cristina, aș dori să subliniez că atât partea generală cât și partea personală sunt concepute cu mare acuratețe. Evident că anomaliile dentomaxilare, deci cu amprenta de multe ori asupra construcției scheletului dentosomatofacial, și evident asupra funcțiilor care sunt grav perturbate. Este și consider o teză cu o temă în pionerat, având în vedere
și ideea reabilitării acestor cazuri, identificării patologiei respective, repercusiune pe care această patologie o repercută. Încât conduita de diagnostic, așa cum este denumită teza anomaliilor la copii, evident că presupune și aceste deregări neurologice sau, mai bine zis, agravarea acestora atunci când au existat pe un teren destul de sensibil în acest sens. Consider că ameliorarea calității vieții acestor pacienți depinde foarte mult de un studiu pe care l-a și realizat doctoranda, de evaluare neurofiziologică, electromiografică, aparatului masticator și când aceste anomalii sunt asociate și cu deregulări neurologice, evident că perturbarea acestor funcții pe care ni le propunem a fi evaluate este destul de importantă. Ne interesează, evident, și aici doctoranda specificat, evoluția, prognosticul acestor anomalii și, ca atare, din unghiul acesta, conducătorul științific pe care îl felicit pentru tema susținută aici și îndrumată pentru doctorand, creează și condiții speciale în a scoate în evidență semnificația teoretică a lucrării și punerea în evidență, de fapt, a subtemelor și, în principal, a cercetării pe care o realizează tratare doctoranda. Încât am apreciat foarte mult și punctele forte și cele slabe pe care le-a corectat în teză doctoranda, având în vedere că este foarte actuală această temă și mai departe cercetările sunt structurate foarte bine pe subcapitolele respective a părții personale, iar partea generală sigur că are toate condițiile prin resursele bibliografice să poată să fie dezvoltate. Sigur că particularitățile manifestărilor și evaluarea diferită a diferitelor forme de anomalie și în principal a complicațiilor acestora constituie prima parte bine concepută și dezvoltată de către doctorandă. Studiul realizat în a doua parte pe cei 92 de copii cu aceste anomalii pun și scot în evidență și rolul factorilor nocivi care predomină împreună cu examinarea imagistică, neurofiziologică, a mecanismelor, evident, patofiziologice importante în acest capitol evaluat de către doctorandă privind anomaliile dentomaxilare. Ceea ce mai departe am de subliniat, particularitățile urmărite și în perioada dentiției mixte și permanente în același timp, cu indicii de creștere și dezvoltarea organismului prin diferitele, spuneam, examene și radiologice și cele electromiografice, pe grupele musculare demonstrează pe cazurile prezentate aceste probleme. În concluzie, privind concluziile și desprinse de către doctorandă, înseamnă o contribuție științifică foarte bună, cu o aplicație practică certă și actualitatea importantă a cercetărilor respective au o valoare aparte în procesul de consolidare
și ca atare ceea ce este semnalat a fost și corectat și ca atare valoarea științifică este foarte bună în privința acestei teze. Are interesul științific, o audiență viitoare în colaborările pe care le va face. Este foarte utilă universității, se dovedește în mod special și, practic, este elaborată într-o formă deosebită care poate fi mai departe supusă analizii comisiilor superioare, încât pot și o recomand cu toată căldura pentru ca doctorul în științe medicale, doamna Poștaru Cristina, care ca teză a adus noutăți și are o valoare științifică inestimabilă, corespunde și recomandărilor dumneavoastră în realizarea sa, fiind motivată propunerea de a fi înaintată Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova pentru conferirea, evident, a titlului de doctor în medicină, specialitatea stomatologie și, ca atare, calificativul pe care îl recomand este cel de bine. Mai departe, desigur, așteptând ca doctorul viitor, deci în științe, în medicină, să poată să realizeze colaborări în aceste științe medicale cu universitatea noastră, în ce mă privește în reabilitare îi aportă sprijinul și consider că prezentele și viitoarele proiecte de cercetare să se materializeze de asemenea în această manieră și suportul pe care îl ofer publicațiilor viitoare, însemnând chiar și factor de impact pe care îl așteptăm în cel mai scurt timp pentru revista Râjor și ADRE, Asociației Dentare Române pentru Educație și cea de reabilitare orală, care, evident, având clarivate inserție, înseamnă mai departe chiar o continuă invitație și discuții pe tema științifică pe care și-o propune mai departe în publicații împreună și cu alți colegi care își propun și doresc acest lucru. Încă o dată felicitări doamnei doctor, felicitări conducătorului doamnei conferențiară Cuță Diana, felicitări domnului academician Țibână, felicitări comunității și universității pentru noua achiziție realizată prin persoana doamnei doctor Poștaru Cristina. Mulțumesc frumos și mult succes în derularea anului universitar în care toții am intrat. O zi bună tuturor! Mulțumesc! Mulțumim, doamna profesor, și prin acest intermediu, de fapt, aș vrea să accentuez și faptul că de câte ori am avut noi nevoie Facultatea de Stomatologie de aici, din Chișinău, am simțit sprijinul dumneavoastră, facultății dumneavoastră și a întregii universități din Iași, România. Doamna pretendent, doamna Cristina Poștaru, poftim ce răspuns aveți dumneavoastră la acele sugestii, obiecții care au fost spuse, dar de fapt obiecții nu am văzut, am văzut numai sugestii și felicitări. Da, mă stimată doamna profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru avizul pozitiv acordat, vă mulțumesc foarte mult pentru analiza profundă a acestei teze și desigur că vă mulțumesc foarte mult și de sprijinul și ajutorul pe care mi-l acordați. Вот, в принципе, мусульмин. В принципе, пришло и время услышать все эти на русском языке анализ этой работы. Конечно, предоставляется слово оппонента Денисова Юлия, профессор, доктор медицинских наук Государственного медицинского университета медицины из Минска, Белоруссии.
Да, слышно меня, коллеги? Да, слышно вас, пожалуйста. Да, глубоко уважаемый председатель совета, глубоко уважаемые члены, ректор университета, декан стоматологического факультета и присутствующие. Надо отметить, что актуальность темы не вызывает сомнений, так как новые подходы в диагностике детей с неврологическими расстройствами имеют не только медицинское, но и социальное значение. В связи с этим данная тема актуальна и значима. Научная новизна также подтверждена еще и тем, что работа выполнялась более 15 лет на базе старейшего известного медицинского университета Республики Молдовы далеко за пределами страны. Научная, практическая и социальная значимость диссертационной работы определяется научной новизной данных, так как впервые предложены высокоэффективные методы диагностики, которые влияют на повышение эффективности дифференцированного лечения зубочелюстных аномалий у детей с нарушениями неврологического статуса. Оригинальность работы заключается в применении комплекса новых и современных методов диагностики, включая электромиографию, электроэнцефалографию. Основой диссертации диагностика зубочелюстных аномалий у детей с неврологическими нарушениями является нейрофизиологический анализ, очень важный, мышечного аппарата у данной категории детей для выявления мышечного дефицита в выполнении важнейшей функции человека, это функции жевания, у детей с неврологическими расстройствами в сочетании с зубочелюстными аномалиями. Надо отметить, что соискатель в диссертационной работе также выделяет и фундаментальные факторы риска в клиническом проявлении зубочелюстных аномалий. Кроме этого, установил, что функциональные морфологические нарушения анатомических структур зубочелюстной системы у таких пациентов, которые имеют и зубочелюстные аномалии, ассоциированные с неврологической патологией, вызваны как местными факторами, так и поражением нервной системы. Кроме этого, автор выявил преобладание аномалий второго класса и глубокой окклюзии в данной категории пациентов. Материалы исследования последовательно изложены. Структура диссертационной работы традиционна, она включает три главы. Выводы исследования доказаны, практические рекомендации хорошо обоснованы, четко сформулированы и, как мы видели, подтверждены международными дипломами внедрения. Помимо этого, вот знакомство с диссертацией по штару Кристины свидетельствует также и о высокой квалификации диссертанта, глубоко владеющего как научной, так и практической стоматологией, и, как мы сегодня убедились, грамотному представлению результатов исследования. Результаты исследования широко представлены. Надо отметить, что в том числе и на форуме в Республике Беларусь, что очень важно, индексируется в базе Scopus. Вместе с тем необходимо отметить, что принципиальных замечаний по работе нет. В работе имеются некоторые критические неточности, которые были в процессе устранены, и не уменьшают научного значения работы, а также ее теоретической и практической значимости. Таким образом, рассматриваемое диссертационное исследование по медицине, диагностика зубочелюстных аномалий у детей с неврологическими расстройствами госпожи Паштару Кристины соответствует всем требованиям, представленным в ВАК для диссертации. И я рекомендую ее для подачи в высшую аттестационную комиссию Республики Молдова для присвоения звания доктора медицинских наук по специальности 32301 стоматология. Рейтинг диссертационного исследования отмечен как хороший. Коллеги, у меня все. Благодарю за внимание. Благодарим наш, в принципе, мы благодарим вам за то, за столь важную информацию, которую вам предоставили насчет вокруг этой работы или это самое. Естественно, Кристина хочет что-то вам сказать в адрес того, что вы высказались. Пожалуйста. Глубоко уважаемый профессор Юлия Леонидовна, с
Спасибо вам большое за положительную оценку диссертации. Спасибо вам большое за труд оценить положительно эту диссертацию. Большое спасибо на согласие и на сотрудничество вместе с нашими коллегами из Молдовы. И надеемся в дальнейшем продолжить вашу вместе сотрудничество. Спасибо большое. Мы все надеемся. Спасибо вам, успехов в работе. Мы все надеемся, наш факультет тоже самое очень. Здесь присутствует и декан наш, вы знакомы с ним, естественно, и хотим в дальнейшем наше сотрудничество. Между... поклон нашего ректора нашего университета. Также мы передаем в преддверии столетия нашего университета, который пройдет с 3 ноября. Мы также приглашаем наших коллег поприсутствовать на наших конференциях, на празднование, которое будет организовано в рамках столетия нашего университета. И приглашаем всех к сотрудничеству во всех наших научных и международных форумах. Обязательно постараемся быть и на научных форумах ваших, и обязательно на приветствии и праздновании. Удачи вам, всего хорошего и на новых уровнях наших отношений. Благодарю. Deci următoare etapă, conform regulamentului, sunt discuții libere. Poftim, stimați colegi, veți vă expuneți cine dorește asupra acestei tematici, asupra acestei lucrări, în general. Poftim. Deci, da, poftim, domnul decan, domnul Solomon Oleg. Stimate domnul președinte, onorată asistență, mă bucur faptul că, într-adevăr, este o temă foarte importantă. Atât o temă interdisciplinară, neurologică, stomatologică. Fiindcă, acum, în tendințele congreselor europene, în tendințele congreselor din Republica Moldova, este o tendință de a vorbi interdisciplinar cu mai multe lucruri din cadrul neurologiei, din cadrul ocluziologiei, din cadrul diferitor discipline. Teza doamnei competitor, doamnei Cristina Poștaru, este o teză disciplinară, multidisciplinară, care o evaluat în ea multe aspecte stomatologie în dezvoltarea sistemului stomatognat, atât la copii, cât și în dezvoltare mai departe cu probleme neurologice. Deci copiii cu probleme neurologice, cum și-am dat întrebarea, au diferit manifestare, atât în diagnostic, cât și în tratament. De asta este o temă foarte importantă în ceea ce privește diagnosticul acestor copii. Poziția cefalometrică, poziția de diagnostic în ortodonție, denotă faptul că această teză ne va aduce un nou subiect în dezvoltarea acestui capitol. Vreau să vă spun că însăși dezvoltarea neurologică a copiilor, cei care sunt de vârstă de dezvoltare, să spunem, de la vârsta înaintată de 7-6 ani, chiar și fără probleme neurologice, ne dau foarte multe probleme în diagnostic. Ne vorbim de cei care cu probleme neurologice. De asta și teza aceasta îmi pare bine că este legată de problemele neurologice împreună cu dezvoltarea aparatului dentomaxilar. Și acum o tendință importantă este și această teză care ne aduce în generic faptul că acești copii sunt foarte grav tratați și în tratamentul combinat ortodontic și tratamentul chiar simplu, carii dentare, da, acești copii într-adevăr necesită de la început un diagnostic diferențial corect, atât neurologic cât și stomatologic. Eu vreau să felicit conducătorul, eu vreau să felicit doamnei profesor Diana Uncuță, vreau să felicit deci, ansamblul de profesori care au lucrat asupra tezii și nu numai a tezii. Deci vreau să felicit familia, fiindcă într-adevăr știu că am contribuit foarte mult la această teză. Vreau să felicit pe doamna Cristina Poștaru și să doresc succes mai departe în dezvoltarea acestei teme și în teza de habilitat.
Vă doresc succes în continuare. Știm, doamna Cristina, vă expuneți. Domnul președinte, dacă îmi permite. Da, domnul academician, am văzut că dumneavoastră cu plăcere. Domnul academician Stanislav Groba vrea să ne, să-și spune și dumnealui părerea asupra acestei teze. Poftim, domnul academician, cu cea mai mare plăcere. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a participa la Consiliu, la susținere și vreau să-mi exprim mulțumirea că dumneavoastră astăzi discutați, a spus în discuție o lucrare foarte interesantă. O lucrare care se află la nivel de interdisciplinaritate. A două ramuri a medicinii extrem de necesare, destul de importante, care se află până astăzi se află într-un întuneric de cunoașterea mecanismelor fine de interacțiune. Sigur că atât sistemul nervos, cât și sistemul dentar integral sunt într-o interacțiune. Și aici noi observăm două mari probleme existente. Pe de o parte, sigur că asistența pacientului neurologic de către serviciul stomatologic și viceversa, asistența pacientului stomatologic cu probleme neurologice. Pe de altă parte, o altă direcție, o direcție unicală de cercetare este implicarea sistemului osteodentar în apariția patologiei integrative și în procesele fine, patogenice de apariție a afectării sistemului nervos. Astăzi, în lucrarea pe care dumneavoastră o discutați, s-a pus în discuție și s-a oglindit unele mecanisme existente între aceste două sisteme. De aceea zic că și actualitatea problemei în cauză este majoră. Oare cum are loc procesul involutiv al sistemului nervos în procesul de afectare etiologică a sistemului osteodental? Chiar acum, câteva săptămâni în urmă, am primit o propunere de colaborare de la un laborator din Statele Unite care vizează studiul sistemului imunologic cu afectarea sistemului osteodentar în apariția maladiei Alzheimer. Deci proces de involuție și de afectare a funcțiilor psihice superioare. Deci aceasta dovedește faptul că laboratoarele de vârf din universitățile de prestigiu internaționale abordează această problemă. Iată că și tematica abordată în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Chestimițanu, de asemenea, este în pas cu temele actuale. De aceea vreau să felicit conducătorul temei, profesor Diana Muncuță, cu selectarea unei teme extrem de interesante și actuale. Pe de altă parte, modalitatea de organizare a lucrării, elucidare a procesului de cercetare, elucidarea proceselor de prezentare a rezultatelor este una destul de interesantă și am avut o deosebită plăcere să fac cunoștință cu aceste rezultate care au importanță atât pentru stomatologie cât și pentru neurologie. Vreau să menționez că lucrarea este foarte bine structurizată și are ca sarcine, ca scop, bine închegate și direcționează strategii corespunzătoare pentru efectuarea cercetărilor pas cu pas. Este interesant review-ul literaturii
Sunt foarte interesante capitolele, iar discuțiile și concluziile sunt concrete. Se observă și maturitatea autorului, deci a doamnei dr. Cristina Poștară, în tot procesul acesta de analiză, evaluare, discuții și, important, a concluziilor și recomandărilor practice. De asemenea, faci și o impresie destul de bună publicațiile pe care le aveți. Îmi face o deschisă plăcere să aduc felicitări Facultății de Stomatologie, domnului decan, domnului președinte al Consiliului de astăzi, domnului profesor Valeriu Fală și la toți membrii Consiliului. Și, pe de altă parte, pentru noi este un onor, deoarece aveți astăzi câțiva recenzenți pe talie internațională, atât din Iași, cât și din Belorusia. De aceea îmi permiteți, din partea rectoratului, din partea conducerii universității, să-i aducem mulțumiri doamnei profesor Pornea, cu care colaborăm foarte intens și pe care o apreciem foarte mult pentru atitudinea și poziția domniei sale, dar îmi face o deosebită plăcere să o felicităm și să-i mulțumim doamnei profesor Iulia Denisova, gospoja profesor, ca proiectul cunoștinei roboti razreșite vas poblăgătăriți za vaše ucestie v našem zasedanie specializirana naučnova savjeta. Deci apreciez lucrarea pozitive, succese și sper că Consiliul Științific va aprecia la justa valoare rezultatele cercetării, iar lui Cristina Poștaru, doamnă doctor, vă urez succese și felicitări. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule academician. Plăcerea este de partea noastră că participați cu noi aici la această susținere a ziua de astăzi. Poftim, doamna Cristina, ce doriți dumneavoastră să spuneți acestor calificativ a domnului academician. Da, mult stimate, domnule decan, mult stimate, domnul academician. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierea pozitivă. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul și suportul dumneavoastră în elaborarea acestei teze. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Și noi vă dorim succes la tot. Mulțumim mult! Vă mulțumim, domnule! Deci, directorul școlii rectorale, domnul profesor Șapte Frați Iulian, poftim! Mulți stimați, domnule președinte, mulți stimați colegi, într-adevăr, cum au menționat și antevorbitorii mei, tema de astăzi este o temă cu totul deosebită la interfața dintre mai multe discipline și mă bucur acest lucru. Ne gândim la stomatologia pediatrică, neurologia pediatrică, dar nu în ultimul rând la sănătatea publică, pentru că este o problemă și de sănătate publică și, dacă doriți, de antropologie. Este o temă atât de profundă încât îmi permit acest excurs, pentru că de fapt, dacă stăm și ne gândim la dezvoltarea umană, da? Deci, dintre toate mamiferele, specia care a fost numită, ghiciți de cine, foarte modest, Homo sapiens, da? Este specia cea mai reușită din mamifere. După noi, pe locul 2, sunt șobolanii. La capitolul mamifere, da? Și vă dați seama că acest progres al ființei umane, care a știut să schimbe suprafața terii, până la urmă, vine din simplu motiv că a știut să-și dezvolte un organ care nu îl au alte mamifere sau alte specii. Pentru că vă dați seama, la capitolul dezvoltare fizică stă mult mai prost decât alte specii, dar avem un singur avantaj care am știut să ne-l dezvoltăm și asta se numește creier, encefală. Filosofia dialectică ne spune că nu există progres fără regres și este unitatea, o să zic, și lupta contrariilor, da? Deci, dacă pornim de la acest deziderat, bineînțeles, știm cu toții că suntem și medici stomatologi, pentru orice succes trebuie să plătești. Și noi plătim pentru dezvoltarea
specii pentru dezvoltarea creierului, un tribut imens în dezvoltarea noastră. Gândiți-vă că ne dezvoltăm embrionar 9 luni, suntem o ființă extrem de neajutorată când venim pe această lume, ca nou născut, cu un craniu enorm ca și proporții, care ocupă 25% din lungimea corpului și care urmează încă să-l mai dezvoltăm mult, mult înainte. De aceea suntem extrem de neajutorați. Nu există o specie care este atât de neajutorată pe o perioadă atât de lungă de timp. Mai mult decât atât, suntem inhibați în dezvoltarea sexuală. Până la pubertate, până la 12, 13, 14 ani, s-ar pune întrebarea, de ce? Pentru că succesul speciei este de a te reproduce, de a lăsa descendenți. Iarăși plătim tribut creierului, pentru că în această perioadă trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm de la ascendență și avem antigonadotropină, care este elaborată de epifiză, nu știu cum, în cantități industriale, pentru că atunci când ești dezvoltat sexual, nu-ți mai este a învăța. Da? Deci, iată toate aceste aspecte pe care noi le plătim și nu în ultimul rând, din punct de vedere stomatologic. Pentru că am știut să facem din ceea ce au speciile, adică, de fapt, o cavitate bucală pentru ingerarea alimentelor, un instrument extrem de eficient, care se numește sistemul 2 de semnalizare și vorbire, și care nu există, practic, la nicio specie. Și pentru asta trebuie iarăși din nou să plătim. Plătim prin aceste patologii stomatologice pe care noi le dezvoltăm. Mai mult decât atât, ne-am învățat în procesul evoluției să ne pregătim termic, chimic, mecanic, hrana și datorită acestui lucru, fiind foarte alentați, avem organele în cavitatea bucală, cele care sunt. Și, bineînțeles, avem și ramuri foarte bine dezvoltate, care urmează să lichideze toate aceste lacune. Mă refer la medicină în ansamblu, dar și la medicina dentară, bineînțeles. Iată de ce tema de astăzi este una foarte actuală. O temă care vine să lichideze toate aceste regresuri legate de progresul speciei și care ne pune foarte multe întrebări. De aia este o cercetare veritabilă. O cercetare veritabilă este aceea care, când ai finisat-o, ai mai multe întrebări decât când ai început-o. Și această cercetare chiar este așa. Ea vine la interfața, cum am spus, din mai multe discipline. Trebuie să vedem care este situația cu acești copii din punct de vedere al sănătății cavității bucale, dinților, comparativ cu statele dezvoltate. Poate aceste lucruri vin și din faptul că familiile care au copii cu aceste dizabilități, sau hai acum să le zicem, nevoi speciale, da? Nu au acces și cu siguranță nu au acces la servicii stomatologice, așa ca copiii care nu au aceste patologii, pentru că la noi știm cu toții că aceste familii, în linii mari, sunt lăsate pe cont propriu. Iată de ce, repet, este o cercetare foarte originală, foarte frumoasă, care cu siguranță poate fi continuată și trebuie să fie continuată pe viitor. Felicit tuturor actorii implicați în această cercetare, bineînțeles doctoranta, conducătorul științific, întreaga comunitate stomatologică. Mă bucur foarte mult pentru școala doctorală că astăzi avem și noi un eveniment, că există această susținere, maratonul continuă. Imediat după asta, probabil în sală vecină, deja începe susținerea unui alt doctorant cu o teză la fel de frumoasă. Felicitări și mult succes în continuare! Vă mulțumim, domnule profesor, pentru acest discurs foarte interesant și încă o dată denotă faptul, de fapt, sănătatea funcționalității sistemului stomatognat în general, în medicina generală, fiindcă este implicat cam în toate domeniile medicinii. Poftim, doamna Cristina, ce doriți să spuneți? Da, stimate domn profesor Leașa Prifraz, vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierea acestei teze. Vă mulțumesc foarte mult și, desigur, Departamentului de Știință, că au contribuit cu ajutor, cu sprijin și suport pentru a efectua această teză. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Dacă nu vă supărați, trecem la
să vă dăm cuvântul conducătorului științific, doamna Diana Uncuță, profesor universitar, doctor candidat în științe medicale. Poftim. Asupra materialului. Da. Onorată asistență, stimate domn președinte, susține publice a Comisiei de Doctorat, stimate domnule rector, stimați membri a Comisiei de Doctorat, stimate domn profesor Lilian Șaptefraț, președinte a Școlii Doctorale, director a Școlii Doctorale. De asemenea, aș vrea să salut în mod special și Departamentul de Cercetare, pe domnul prorector academician Gropa, pe domnul academician Țibârnă și aș vrea să salut toată comunitatea stomatologică care participă la acest eveniment frumos științific și de cercetare. Aș vrea foarte mult să salut colegii de la catedră și cadrele didactice, colaboratorii a Facultății de Stomatologie și de asemenea tot corpul profesoral didactic a USMF Nicolae Destemețanu. Este o onoare deosebită să ne aflăm astăzi la această susținere frumoasă cu un impact științific și de cercetare deosebit. Aș vrea să salut în mod deosebit și conducătorul prin cotutelă, domnul profesor Postnikov din Самара, Россия. Мне хочется сегодня поблагодарить вас за присутствие, за вашу помощь в оказании этой диссертации. И на протяжении всего времени вы сделали все возможное и для докторанта Кристины Паштару, и для нашего университета путем сотрудничества и ваших оценок, и, естественно, ваших идей для реализации этой диссертации, диссертации кандидата медицинских наук. Я также хочу поблагодарить и официальных референтов, оппонентов, госпожу профессор Денисову Юлии, наших коллег из Белоруссии, госпожу профессор Тамара Терехова, как члена нашего совета сегодня. Спасибо вам огромное за ваше участие, понимание, за тот вклад в сотрудничестве между нашим университетом и университетом Беларусь. Спасибо вам огромное. Aș vrea să menționez și aportul substanțial și esențial al doamnei profesor Norina Forna din Universitatea Grigore Tepopa Iași pentru acele idei, sugestii, avize foarte amănunțite asupra tezei de doctor în științe medicale. Ce aș vrea să menționez? Aș vrea să mulțumesc enorm și grupului de îndrumare, colectivului și neurologilor din pediatrie pentru acea contribuție, pentru acele idei a grupului de întrebare. Aș vrea să spun că grupul de îndumare realizat de către domnul profesor Ilciuc, de către domnul conferențiar Bajurea și domnul Terehov de la început au adus la finalitate această teză și aceste idei. Nu aș vrea să mă repet despre acele rezultate frumoase, esențiale, care au fost oglindite în scop, în noutatea științifică, în originalitatea tezei. Chiar aș vrea să spun un mare mulțumesc, deoarece acea relație dintre diferite domenii, inclusiv și stomatologia, neurologia și, cum s-a menționat, genetica și, în general, conexiunea dintre diferite domenii ale medicinei sunt foarte importante. Acele idei frumoase sau acea colaborare, acele postulate care au fost în teza de doctor în științe medicale în domeniul neurologiei, cred că vor avea și un impact pe viitor. Ca să lucrezi cu copii cu dizabilități neurologice și cu dereglări neurologice, aș zice că este și un fapt extrem de important, aș zice poate chiar și unul care ridică acele momente de empatie pentru acele persoane și, drept a menționat domnul director Lilian Șaptefraț, copiii care au niște nevoi speciale tot timpul ar necesita de un ajutor și un impact asupra problemelor care sunt și, într-adevăr, anomaliile dentomaxilare deseori se asociază la acești copii și aș vrea să menționez că acest ajutor
copiilor cu dereglări neurologice a adus și aportul substanțial nu numai în dezvoltarea și tematica acestei teme care este originală, dar și prin faptul că chiar a acordat un ajutor substanțial acestor copii și din punct de vedere neurologic și din punct de vedere stomatologic. Este o combinație foarte reușită care și pe viitor trebuie continuată și în diagnosticul, dar și în tratamentul copiilor cu anomalii dentomaxilare și cu dereglări neurologice. Ce aș mai putea să spun din punct de vedere și de cercetare și de științific, aș vrea să menționez momentele forte a cercetătorului Cristina Poștaru, a doamnei doctorande de la Catedra de Propedeutică Stomatologică Pavel Godoroja. Este o persoană insistentă, perseverentă, cu cunoștințe de a limbii engleze, ceea ce a ajutat-o foarte mult într-un review a literaturii foarte bine expus, cu concluziile respective, cu analiză de cercetare extraordinară. Scopurile și care ne le-am propus în material și metode elucidate au fost pe deplin realizate cu concluzii frumoase, cu recomandări practice. Aș vrea să spun de asemenea că dumneiei și ideile care au fost și înaintate și de către regretatul domn decan, un nume notor în stomatologie, domnul Lupan, și începute și de alt decan, domnul Godoroja, s-au realizat prin acele idei frumoase la catedrele respective. Ne bucurăm că la diferite catedre ale Facultății de Stomatologie ele sunt implementate și continuate. Aș vrea să menționez că pe parcursul activității, acordând ajutor copiilor și lucrând și în stomatologia pediatrică pe parcursul a mai mulți ani, am văzut acea necesitate și combinarea tratamentului neurologic sau acordarea asistenței stomatologice copiilor cu diferite nevoi speciale, inclusiv și neurologice. Tot timpul ne-am axat mai mult pe tratamentul pedodontic sau pediatric asupra copiilor, deoarece au o nevoie foarte mare, dar și compartimentul de dezvoltare ortodontică a anomaliilor dentomaxilare s-a oglindit prin această teză frumoasă. De asemenea, aș vrea foarte mult să menționez tuturor colegilor care au participat și la etapele de susținere a tezei a unității primare, doamne conferențiar Lucia Vornic, catedră de ortodonție. Aș vrea de asemenea să menționez și spun un mare mulțumesc și referenților oficiali care au participat în cadrul seminarului științific de profil cu aprecierile respective. Ce aș putea eu să mai spun despre Cristina Poștaru ca cercetător? S-a manifestat ca un colaborator care a fost și în schimbul de experiență în cadrul școlii doctorale cu colegii noștri din Norvegia în proiectul internațional în care eu sunt în calitate de coordonator internațional și dumneavoastră a participat ca doctorant de acest schimb la Universitatea Arctică din Tromsø pe parcursul unei luni, ceea ce evident că a deschis niște oportunități și mai largi pentru dezvoltarea acestei teze în proiectul colaborare pentru educație și cercetare în patologie orală între țările Moldova, Republica Moldova, Norvegia, Armenia și Belarus. Este o oportunitate extraordinară unde Cristina Poștaru a participat. Eu aș vrea să concluzionez prin aceea că brevetele de invenție obținute și diplomele au oglindit în totalitate rezultatele științifice acestei teze, dar aș vrea să menționez și un moment foarte important cu care ne mândrim în cadrul Facultății de Stomatologie. Aș vrea să aduc mulțumiri tuturor colaboratorilor Facultății de Stomatologie, deoarece împreună cu colegii de la Catedra de Propedeutică Stomatologică am participat la concursul Performanțe în Cercetare, unde mai mulți autori au primit pentru ciclul de lucrări consacrat aniversării a 75 de la fondarea USMF Nicolae Testimițanu și cu ce ne mândrim foarte mult, pentru ciclul de lucrări, cercetare, diagnostic și management al afecțiunilor sistemului stomatognat. Încă o dată aș vrea să menționez autorii, printre care și Cristina Poștaru a obținut această performanță pentru ciclul de lucrări
împreună cu domnul conferențiar Bajurea Nicolae, chemătarul Olga, poștarul Cristina, Melnic Svetlana și Diana Uncuț. Aș vrea să o felicit pe Cristina Poștaru pentru acele realizări frumoase științifice care le-a realizat pe parcursul anilor și s-au finalizat cu rezultate extraordinare în domeniul de performanțe în cercetare. Aș vrea să concluzionez cu următoarele. Aș vrea să confirm că lucrarea dată, teza de doctor în științe medicale a doamnei doctorante Poștaru Cristina, conduită de diagnostică la anomaliilor dentomaxilare la copii cu dereglări neurologice, este o temă actuală, originală, finalizată și a fost elaborată în baza cercetărilor proprii împreună cu acele idei și concluzii a grupului de îndrumare. Aș vrea să spun că Cristina Poștaru merită pe deplin titlul de doctor în științe medicale și corespunde această teză tuturor cerințelor ANACE. Vă mulțumim mult, poftim doamna Cristina, și expuneți-vă dumneavoastră asupra acestei descrieri foarte ample lucrări. Da. Către doamna doctor în calitate de științe medicale, doamna profesor vestar Diana Uncuță. Vă mulțumesc că am estimat doamna Uncuță, vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin, pentru colaborare, pentru îndrumare în elaborarea pe parcurs a 4 ani de zile acestei teze de doctor în științe medicale. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim mult. Deci, în continuare, в дальнейшем предоставляем слово господину профессору Костникову Михаилу, руководитель этой консультант. Работы. Консультант. Научный консультант. Пожалуйста, да, господин профессор. Глубоко уважаемый председатель Валерий Павлович, члены диссертационного совета, уважаемые оппоненты Диана Ункуца, научный руководитель, коллеги, гости. Для меня большая честь выступить в качестве научного консультанта и принять участие в вашем столь значимом диссертационном совете в Республике Молдова. Несмотря на обстановку в мире, обстановку в Российской Федерации, в Республике Молдовы, мы должны собираться и поддерживать друг друга. Я хочу передать привет от лица ректора Самарского государственного медицинского университета, профессора Российской академии наук Колсанова Александра Владимировича. Также хочу передать привет от постпрезидента Стоматологической ассоциации России, профессора Трунина Дмитрия Александровича, директора Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета и президента, вновь избранного вчера на 17-м съезде стоматологов России в городе Москве, от Еременко Андрея Ильича. Хочу поблагодарить за то, что те международные отношения и в сотрудничестве, и в науке, и в практике мы поддерживаем. И хочу напомнить, что между двумя вузами, между Самарским государственным медицинским университетом и вашим вузом, Государственным медицинским университетом и фармацией имени Тестомицану, заключен двухсторонний договор, который направлен на сотрудничество в области науки, в области техники, в области теории. И мы, две страны, два вуза, всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать друг друга. Также хочу сказать слова благодарности декану стоматологического института, профессору Соломону Олегу Валентиновичу. И сегодня, буквально через час, мы должны будем с ним голосовать за выборы нового президента FDI, Всемирной ассоциации стоматологов. И несмотря на что, несмотря на это, мы сегодня поддерживаем диссертацию уважаемой Кристины Поштару, которую я от корки до корки прочитал и надеюсь на положительное решение членов диссертационного совета. Хочу сказать про Кристину, что без всяких социальных лифтов с 2001 года по 2006 год Кристина Поштару проходила обучение в Альма-Матер, где мы сегодня заслушаем столь уникальную работу.
Далее она прошла обучение по ординатуре на кафедре, где 10 лет работает в области ассистентом и учит студентов, занимается наукой и практикующий врач. После этого с 2009 по 2011 год Паштару Кристина едет в Россию на ведущую кафедру ортодонтии Московский государственный медико-стоматологический университет, который возглавляет член-корреспондент Российской академии наук профессор Персин Леонид Семенович. И буквально завтра двери 21-го съезда ортодонтов России откроются в городе на Неве. Это Санкт-Петербург. И я вас от лица президента профессионального общества ортодонтов России, профессора Даниловой Марии Анатольевны, приглашаю на это столь значимое событие, где примут участие не только профессоры, профессорско-преподавательский состав Российской Федерации, но и гости, профессоры и лекторы из ближнего и дальнего зарубежья. 3 года мы ждали, когда это мероприятие пройдет, и буквально завтра оно пройдет в Санкт-Петербурге. Хочу сказать, что работа, которую выбрала Кристина Паштару, она очень сложная. С детьми, тем более с детьми с неврологическими расстройствами, очень сложно найти контакт. И эти дети – это проблема не только семьи, это проблема общества. Потому что такие дети должны быть на диспансерном наблюдении от слова «пожизненно». С рождения и пожизненно. И та тема, которую сегодня мы заслушали из уст Кристины Паштару, она актуальна не только тем, что она показала алгоритм, новый алгоритм диагностики, персонифицированный алгоритм диагностики таких пациентов, и взяла 2 группы, сложные группы, 7-12, это когда прикус сменный, когда меняются молочные зубки на постоянные. И также взяла и разобрала, и предложила к нашему вниманию алгоритм диагностики зубочелюстных аномалий таких детей с неврологическими расстройствами 12-15 лет, когда уже сформировался постоянный прикус и идет деформировывающийся постоянный прикус. И таким детям, в зависимости от возраста, необходимо разграничивать, какие манипуляции мы должны делать, начиная с 7 лет. Это необходимо выявлять вредные привычки, необходимо проводить диагностику, и получен патент, способ диагностики таких пациентов с окклюзионными нарушениями, где Кристина Паштару детально отобразила последовательность тех манипуляций и алгоритм диагностики, которые необходимо знать не только врачу-ортодонту и детскому стоматологу, и даже тем специалистам, к которым такие пациенты, детки, будут приходить. Это и офтальмологи, и оториноларингологи, это и неврологи, и педиатры, и, конечно же, стоматологи, ортодонты и детские стоматологи. Начиная с ортопантомограммы, мы должны видеть, как костный возраст совпадает с паспортным или не совпадает с паспортным, как проведение телерентгенограммы головы в боковой проекции, и здесь показаны цифровые технологии, которые сейчас идут впереди стоматологии, и мы должны идти в ногу с новыми цифровыми стоматологиями, в том числе в ортодонтии, что необходимо всем детям делать цифрометрический анализ зубочелюстной системы с показателями как угловыми, так и линейными. Необходимо понимать, какой аппарат в той или иной патологии прикуса необходимо применить. Либо это функционально действующий, либо это механически действующий, функционально направляющий. Кристина Паштару показала, какой алгоритм действия необходим таким пациентам. Дальше мы говорим о цифрометрическом анализе зубочелюстной системы и компьютерную томограмму, которую также необходимо проводить анализ, на каком уровне идет расстройство и какая стадия поражения не только зубочелюстной системы и неврологический статус, либо это легкое, и мы определенный применяем способ диагностики и последовательное лечение таких детей, чтобы не усугубить патологию, либо это уже пациент приходит к нам с более тяжелой патологией и необходимо уже в постоянном прикусе ставить несъемную технику, это брекет-система, которая на сегодняшний день является лидирующим в области ортодонтии для исправления зубочелюстных аномалий.
Также Кристина Паштару применила и функциональные методы диагностики. Один из ведущих в стоматологии – это метод электронейромиодиагностики. И мы исследовали с Кристиной Паштарой два вида мышц. Это собственно жевательные мышцы и височные мышцы. И сравнили левую и правую стороны. Мы также видим, что Кристина Паштару предложила вниманию на рассмотрение алгоритм диагностики и в будущем лечения таких пациентов с, если мы посмотрим на слайды, с теми особенностями строения зубочелюстной системы, как уздечки языка, то есть на что обратить внимание, и необходимо сделать пластику уздечки языка, чтобы была лучше речь. Необходимо также смотреть преддверие полости рта и уздечки верхней и нижней губы. Это, соответственно, должны обратить внимание детские челюстно-лицевые хирурги, для того, чтобы, опять же, не вызвать рецессию десны, для того, чтобы правильно детский стоматолог назначил программу профилактики таким детям. Кристина Паштару отобразила междисциплинарный подход. Более 30 статей, в том числе цитируемые в базе Scopus, а на сегодняшний день с 1 августа в Российской Федерации, одним из требований ВАК является, что для кандидатской диссертации минимум одна статья, входящая в базу Scopus, должна быть, когда мы рассматриваем защиту кандидатской диссертации. И докторская более 5. Поэтому на сегодняшний день ВАК, как Российской Федерации, так как и Республики Молдовы, все жестче и жестче рассматривает кандидатские диссертации, докторские диссертации. Я хочу отметить, что те результаты исследования, которые мы сегодня увидели в презентации Кристины Паштаровны, они, конечно же, масштабны. Я могу сказать этим словом и не побоюсь. Почему? Потому что здесь и клиническое обследование, и рентгенологическое обследование, и функциональное обследование, и две группы, о которых я уже говорил, исследования. Можно было взять одну группу, 7-12 лет, и на этом остановиться. Но нет, Кристина Паштару не ищет легких путей. Она взяла две группы и рассмотрела две группы и предложила алгоритм именно в двух группах. Также та диагностика по телерентгенограмме головы по методу Демиржан, это сегодня не новый, но уже зарекомендованный себя в кругах стоматологических и в частности в ортодонтии, что сделая ортопантомограмму и телерентгенограмму, мы также можем по стадиям окостенения скелета человека определить, какая стадия и какой алгоритм диагностики и лечения необходим данным пациентам. Я хочу поблагодарить оппонентов, которые высказали очень так масштабно, и заведующего кафедры неврологии вашего университета, и профессора с ведущего вуза Белоруссии Юлию Леонидовну Денисову, которую сегодня мы с удовольствием послушали. И я хочу также сказать, что из Белоруссии у нас Самарский госмедуниверситет имеет договор о двустороннем сотрудничестве. Хочу сказать, что работа, проделанная Кристиной Паштару, она достойна уважения. И я призываю голосовать диссертационный совет за принятие правильного решения. Даю оценку отлично. Спасибо за внимание. Спасибо, господин профессор, за столь глубокий анализ этой работы. Сейчас Кристина вам, конечно, ответит на все ваши сотрудничества, которое произошло, я думаю, как минимум 10 лет, если не больше. 10 лет, да. Вот, видите, как вам. Благодарю. Да, глубоко уважаемый профессор Михаил Александрович Постников, спасибо вам большое за положительную оценку диссертации, спасибо вам большое за ваш труд, конечно, который был сделан в течение этих годов на искание кандидата медицинских наук. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю. Ну, в дальнейшем, чтобы не уйти с русского языка, предлагаем слово госпоже профессор Тамара Терехова, университет медицины, Государственный медицинский университет города Минска, Белоруссии. Пожалуйста, госпожа профессор. Добрый день, уважаемые коллеги, господин председатель, члены специализированного защитного совета, присутствующая госпожа Кристина Паштару. Конечно, тема рассматриваемой сегодня диссертационной работы, ее название, цель,
задачи, объекты, методы исследования относятся к отрасли медицинские науки, а диссертация соответствует специальности стоматология. И посвящена, конечно, диссертация актуальной теме, поскольку эпидемиологические исследования, проведенные учеными в различных странах мира, свидетельствуют о том, что большая доля детей и подростков нуждаются в ортодонтическом лечении. Единодушные ученые и во мнении, что наличие у пациента нарушенной функции, вредных привычек, нарушенной осанки и других соматических заболеваний способствует более частому появлению зубочелюстных аномалий и более стойкой деформации челюстно-лицевой области у таких детей. И сегодня, конечно же, диссертация посвящена очень актуальной теме, поскольку рассматривается детский контингент с неврологическими нарушениями, у которых в наличии и нарушенная осанка, и различные вредные привычки, здоровые функции, что, безусловно, усугубляет течение зубочелюстных аномалий и более раннее их формирование. Диссертационная работа по штабу Кристины посвящена актуальной проблеме в ортодонтии, совершенствованию методов диагностики зубочелюстных аномалий у пациентов с неврологическими нарушениями, которые включали описание нарушений строения зубочелюстной системы. Также дана морфофункциональная оценка аномалий прикуса у детей как с органическими, так и с функциональными нарушениями нервной системе. Выявлены специфика роста и развития организма и проведены взаимосвязи с этапами формирования зубов по методу Демержан. Я хочу сказать, что диссертационная работа по штару Кристины основана на большом объеме клинических исследований. Новизна полученных в диссертации результатов и положений, выносимых на защиту, не вызывает сомнений, поскольку представлен большой объем как клинического материала, так и методов лучевой диагностики, методов изучения диагностических моделей, нефункционального исследования. Все, весь цифровой материал подвергнут статистической обработке с использованием современных методов статистического анализа. Поэтому все результаты и основаны на достоверных исследованиях, и мы доверяем выводам, которые сделала по штабу Кристина. Кроме того, я хочу сказать, что апробирована работа многократно, многочисленные международные форумы, симпозиумы, достаточное количество публикаций, причем география публикаций многочисленная, это многие страны мира. Поэтому я хочу сказать, что и оформлен автореферат, и диссертация согласно требованиям, которые предъявляются к подобным научным исследованиям. Ну и надо сказать о том, что сама Кристина Баштар показала сегодня на защите, что она научно ведет дискуссию и заслуживает присуждения ей искомой степени доктора медицинских наук. Ну, не знаю, я сегодня теряюсь, или это доктор наук, или это кандидат наук, потому что разные диссертации. Но мне кажется, у вас сейчас одна диссертация, это доктор наук. Нет, у нас две диссертации. Первая, как если перевод, вариант российский вариант или белорусский вариант, кандидат медицинских наук, потом, а потом докторская. Да, она соответствует вполне искомой степени кандидата медицинских наук. Благодарим вас, господин профессор, за столь важную информацию об этой тематике. Конечно, в дальнейших успехах не оставаться на достигнутом. Это работа требует дальнейшего обработки.
изучение эффективности методов лечения, поэтому я считаю, что открывается какая-то перспектива в изучении в дальнейшем. Поэтому я оцениваю вас очень хорошо. Спасибо вам огромное. И, конечно, мы тоже думаем, что мы не думаем, а точно будем знать, что будем сотрудничать в дальнейшем. А наших коллег из нашего факультета с вашим вузом и так далее. А сейчас нам Кристина скажет, конечно, ответит на все ваши предложения, которые были высказаны. Глубоко уважаемый профессор Тамара Николаевна, спасибо вам большое за оценку диссертации. Спасибо вам большое, что вы согласились быть членом нашей комиссии и оценить положительно нашу тему и наши цели и задачи этой диссертации. Спасибо большое. Ну, în continuare, următorul membru a Comisiei Doctorat, domnul doctor capitan Schiț Velicari, profesor universitar, domnul Chiel Nicolae, poftim să vă spuneți și dumneavoastră asupra acestui rezultat, acestui material. Eu am să fiu succint, pentru că s-a vorbit destul de mult și timpul este cam, s-a scurs deja. Stimate domnule președinte, stimați colegi, eu aș spune că noi cu toții am fost martori la susținerea unei teme atât de actuale, dar totuși a fost susținută o teză care are susținători internaționali. Vedem că astăzi, la susținerea tezei doctorantei Poștaru Cristina, deci participă membri din 4 țări. Chiar din 5, dacă să luăm, patru țări, România, Rusia, Belorusia și Moldova. Așa că nimeni nu poate să spună de actualitatea temei date, fiindcă, într-adevăr, este o temă actuală și cu atât mai mult, odată ce este susținută la nivel internațional, ea este și o temă de teză multidisciplinară, fiindcă aici doamna doctorantă s-a stăruit să ne facă o corelație între dezvoltarea scheletului sau anomaliilor dentomaxilare și deci cele neurologice, care este corelația între oasele craniene, scheletul maxilofacial și toate cele anomalii care pot apărea în timpul când nu se depistează la timp sau nu se intervine la timp. Și datorită algoritmelor care au fost propuse de doamna doctorantă, la momentul de față ușurează cu mult, atât dacă să luăm de la primele zile după nașterea copilului, să putem interveni ca să nu apară diferite dereglări funcționale despre care astăzi s-a vorbit. Deci, mie nu rămâne altceva ca să apreciez încă o dată deci, lucrul științific care l-a efectuat împreună, deci conducătorul științific împreună cu doctorantul sau invers, doctorantul împreună cu, cu conducătorul științific, cu conducătorul prin cotutelă și acel grup de îndrumare care a fost bine pregătit și au ajutat ca să vină cu succes și astăzi să fie finalizată această temă de disertație. Un număr impresionat de lucrări științifice care au fost raportate în mai multe țări ale lumii, Elveția, Rusia, Franța, România, aici la noi în țară, deci tot impune că lucrarea este actuală și merită să fie susținută de noi toți. Deci, metodele, cele trei metode de diagnostic care au fost brevetate și au fost cu ele, sau a participat doctoranta la expoziții de științifice internaționale, unde au fost apreciate cu cele trei medalii de argint și una de aur, iarăși face cât de valoroasă este tema dată. De aceea, nu rămâne altceva decât să felicit tot colectivul care au lucrat în finalizarea acestei teme, în deosebire doctoranta Cristina Poștaru,
sunt fericit cu finalizarea acestei teme și cred că deci doctoranta merită titlul de doctor în științe medicale. Vă rog calificativul, domnul profesor. Deci foarte bine. Doamna Cristina, poftim, vă expuneți asupra acestor sugestii și expunerii asupra temei care ați abordat-o astăzi. Stimate domnule conferențiar, Chiele Nicolae Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierea acestei teze. Vă mulțumesc foarte mult că a fost apreciată cu un calificativ destul de înalt. Mulțumesc foarte mult. Mai dorești cineva din sală să-și expune asupra materialului dat? Dacă nu, atunci... Da, poftim, domnul Cădbician, scuzați, vă rog, n-am observat la început. Domnul Cădbician, vă rog frumos. Țăbârnă Gheorghe. M-auziți, da? Da, vă auzim. Da, mulțumați membri Comisiei de Susținere Publică a Tezii de Doctorat, stimată doamne inteligitoare, doamna Cristina Portaro. Eu trebuie să menționez de la bun început, cum s-a mai spus, foarte mult a vorbit astăzi, că eu de cum activez un an și ceva în componența proiectului internațional Chirurgie modernă personalizată în diagnosticul și tratamentul complex al tumorilor la copii. Trebuie de menționat aici că doamna Covintare este și una din executorii acestui proiect. Vreau să menționez paralel că în clinica unde activăm o maxilofacială, nu de multe ori noi vedem acești copii cu aceste anomalii dento-maxilare, care sunt destul de complicate. Acești copilași au deregleri neurologice și afară de aceasta sunt foarte și foarte complicat din punct de vedere fiziologic, din punct de vedere anatomic, de regret de masticație, psihologie, cum s-a mai spus aici, și mai ales cosmetic. De aceea, elaborarea unei aceste teme complexe de pentru a realiza este o problemă extrem de actuală, trebuie să ai curaj. De aceea, eu personal vreau să o felicit pe conducătoarea tezii, pe doamna profesoară Lomcuță Diana, doctor habilitată în medicină terapeutică teză, și clar și pe conducătoarea poștarul Cristina, care clar că a dus până la bun sfârșit această temă. S-a spus aici astăzi că e o temă multidisciplinară. Eu de la bun început am început cu cuvântul personalizat. Ce înseamnă medicina personalizată? Asta înseamnă că sunt multe discipline. Înseamnă că pentru a evalua diagnoza și tratamentul a unei maladii în medicină, înseamnă că trebuie să iei parte mai mulți specialiști. Cum iată aici, doamna Portaro ea a recomandat. Înseamnă că această lucrare se poate spus este greuntele medicinii personalizate în stomatologie. E arătat în această lucrare rolul stomatologului, pediatrului, chirurgului maxilofaciale, cum s-a mai spus aici și domnul Cădincean Gropa, neurochirurgului, neurologului și mai ales alăturea sunt aici și oftalmologul, previstul și așa mai departe. Eu vreau să menționez aici, stimați colegi, că nu accept toate aceste nuanțe de temă, dar vreau să vă reamintesc că este așa o publicație Molitivul Academiei de Științe Medicale din Republica Moldova, care îl activează în structura Academiei noastre. Și iată poștarul Cristina, ea are și o lucrare în această revistă. Reabilitarea post-chirurgicală a copiilor cu leziuni tumorale regiunii maxilofaciale. Noi încă o dată o felicităm.
Nu, în concluzie, eu vreau să menționez, cum s-a mai spus aici, că doamna Cristina Poștaru, tema ei este extraordinar de actuală, multidisciplinară, este personalizată în diagnostic și tratament a acestor maladii și ea corespunde cerințelor anacetului. Eu o fericit. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna academician, pentru apreciere și sunt convins că doamna Cristina vrea să vă răspundă la acest discurs. Stimate domnule academician, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru îndrumarea, sprijinul care l-ați acordat în ultimii ani pentru această teză și s-a ajuns până la bun sfârșit la susținerea finală a acestei teze. Vă mulțumesc foarte mult! Sănătate și noroc! Mulțumim! Dacă nu mai sunt doritori să-și expună părerea asupra acestei teze, o să-mi expun și eu câteva cuvinte. Deci, de fapt, nu rămâne decât să confirm faptul că cu adevărat este o tematică a stomatologiei integrative, a stomatologiei interdisciplinare, multidisciplinare, fiindcă aceste noțiuni de multe ori sunt stipulate în diferite discursuri și o să le numesc pe toate, fiindcă cu adevărat merită acest lucru. Mai mult ca atât, este știut lucru că astăzi stomatologia modernă salută acest fapt și are scopul primordial de a aduna toate celelalte domenii medicinii în stomatologie, în stomatologie integrativă. Fiindcă tratamentul complex și complex poate fi efectuat numai cu o studiere mai amplă, aprofundată și a celorlalte domenii medicinale. Mai ales cu dezvoltarea tehnologiilor moderne, acest lucru a devenit și mai vedit, fiindcă aceste tehnologii moderne digitale ne dau o informație foarte amplă, destul de aprofundată pentru a diagnostica, a planifica tratamentul și mai cu seamă de a obține acel tratament complex și complet a pacientului din punct de vedere stomatologic. Fără îndoială, această lucrare este o cercetare științific finalizată, bazată pe acele experiențe propriile dumneavoastră, cu un aport interdisciplinar și acele obiective pe care le-ați pus în baza ipotezei de cercetare au fost bine redate, expuse, cercetate în concluziile generale și în recomandările practice pe care dumneavoastră ați redat. Mulți poate de vorbit pe această tematică, dar suntem maturi cu toți că timpul cam ne strânge în acest moment și o să mă opresc aici punând calificativul foarte bine acestei lucrări și cu bună siguranță această lucrare, doamna Cristina Poștaru merită să fie înaintată la titlul de obține titlul științific doctor în științe medicale. Vă mulțumesc mult, mult stimate domnule președinte, pentru apreciere, evaluare profundă a acestei teze de doctor în științe medicale. Mulțumim la fel și la finalizare trebuie să propun în baza raportului pozitiv ale membrilor comisiei doctorat, desigur, prima propunere este de a acorda pretendentul titlul de titlul științific de doctor în științe medicale. Votăm toate împreună sau pe rând? Deci, ca să nu, atunci ce punem la vot deschis, se votează prin vot deschis, votează toți membrii. Cine este pentru aceea ca doamnei Cristina Poștaru să-i fie înaintat titlul de doctor în științe medicale, putem votați. Уважаемые госпожа, члены комиссии, ставится на голосование, кто за то, голосование открытое, за то, чтобы утвердить звание, научное звание кандидат медицинских наук госпоже Кристине Поштару. Прошу голосовать. Да, да. Все за. Кто воздержался? Через обценут? Зеро. И împotriva. Кто против? Отсутствует. A doua propunere este de a atribui tezei una din calificative. O să dau citire cum a fost evaluat de toți membrii. Doamna Uncuța Diana, doctor de științe medicale, profesor universitar, excelent. Gospodin Postnikov Mihail,
profesor, doctor medicinских наук, excelent, domnul Chele Nicolae, doctor de științe medicale, profesor universitar, a votat foarte bine, Terehova Tamara, doctor de științe medicale, profesor universitar, cu calificativul foarte bine, Ilciuc Ion, doctor de științe medicale, profesor universitar, excelent, Forna, doamna profesor Forna Norina, doctor științe medicale, profesor universitar, cu calificativul bine, Denisova, госпожа профессор Денисова Юлия, доктор капиталистической медикали, профессор Веста, ку квалификативу Рубини. Ра, факында ичи он меди, шаше мэди парти, пропун ка чест лукари са фие квалификаты ку квалификативу фарте бини. Предлагаю это самое, чтобы голосовали за эту работу с оценкой очень хорошо. Кто за это голосование, прошу голосовать. Чини есть пентру, повтим вотаться. 1, 2, 3, 4, toți pentru. Кто воздержался? Против? Cine s-a obținut? Cine este împotrivă? Nu sunt. Cu permisiunea dumneavoastră, pot să dau citire întregului proiect de hotărâre sau numai decizia? În temeiul celor expus, menționate anterior și conform articolul 66 și articolul 67 regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, confirmăm că lucrarea este o cercetare științifică finalizată, originală, elaborată în baza cercetărilor proprii și considerăm că absolventul doctorantului, ca absolventii doctorantului Cristina Poștaru, îi se conferă titlul științific de doctor în știință medicală. Iar tezii îi se atribuie calificativul foarte bine, conform unanim, confirmat unanim, prin vot deschis de către 5 membri ai Comisiei de Doctorat prezenți. Deci, în continuare, se oferă cuvânt de încheiere pretendentei la titlul de științific, doamne Cristina Poștaru. Mult stimate, domnule președinte, onorată asistență, aș vrea să mulțumesc foarte mult domnului profesor, doctor habilitat în științe medicale, Pavel Valeriu, și membrilor Comisiei de Îndrumare, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Liciuc Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar Bajulia Nicolae, și domnul Terehov Alexei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Comisiei de Doctorat pentru această ședință de susținere a tezei de doctor în științe medicale. Mulțumesc deștiințelor referenți oficiale, domnul profesor Elciuc Ion, doamnei Forna Norina Consuela, doctor în științe medicale, profesor universitar, doamnei Denisova Iulia, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, pentru onoarea acordată de a recenza această lucrare. Vreau să adresez sincere mulțumiri conducerii Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Stemițanu, în frunte cu domnul rector Emil Ciobanu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, pentru o atmosferă calmă creată în timpul studiilor, transmițând o experiență diferită de orice învățasem anterior. Promovarea multidisciplinară a medicinii, dar și una specială a științei și practicii medicale. Vreau să mulțumesc foarte mult conducătorului științific, Cuncuța Deana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, șef catedră de propedeutică stomatologică Pavel Godorojă pentru îndrumare, sprijin, suport. Cu o mare recunoștință, admirație și stimă, aș vrea să-i mulțumesc conducătorul prin Gotu Telu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Postnicov Mihail, pentru sprijin, suport și îndrumare pe tot parcursul formării acestei teze de doctor în științe medicale. La fel aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru sfaturile acordate, profesionalist și pentru că sunteți în această zi împreună cu noi. Desigur că aș vrea și în limba rusă să traduc с большой благодарностью, восхищением и уважением. Хотела поблагодарить вас за этот труд, за признательность, за вашу поддержку, напряжение на протяжении всего периода формирования этой диссертации. Также хотела бы благодарить за вас от всего сердца, за ваш совет, профессионализм и за то, что вы с нами в этот день. Cu deosebit respect, aș vrea să transmit cele mai sincere și alese mulțumiri profesoarei mele din Moscova, Universitatea de Stat de Medicină și Stomatologie, Pancratova Natalia Vladimirovna, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,
pentru munca depusă atât în plan științific cât și plan practic pentru formarea mea ca specialist în domeniul ortodonției și nu doar pentru mine, dar pentru și alți mulți doctoranți. De asemenea, să-i mulțumesc pentru prietenie, bunătate, pentru înțelegere și generozitate. С особым уважением хочу передать самую искреннюю и искреннюю благодарность моей учительнице за работу, проделанную как с научной, так и с практической точки зрения для моей профессиональной подготовки в области ортодонтии, и не только для меня, но и для моих других, для многих других аспирантов. Также поблагодарить за дружбу, доброту, понимание и щедрость. Un sincer mulțumesc, aș vrea să spun domnului profesor Granciuc Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, pentru sprijin, înțelegere, gânduri bune, bunătate și grijă. O mare mulțumesc pentru doamna Spinei Aurelie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar pentru oportunitate, colaborare și sprijin ce a fost de mare ajutor pentru realizarea acestei teze. Totodată aș vrea să mulțumesc foarte mult domnului decan, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Solomon Oleg și prodecanilor, doamna Elena Stepco, doctor în științe medicale, conferențiar universitar și domnului Mostovei Andrei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, pentru susținere și înțelegere. Desigur, aș vrea să mulțumesc foarte mult enorm și părinților mei, domnul Raelian Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, și doamna Raelian Silvia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, pentru efortul depus și sfaturi binevenite, pentru înțelepciunea și dedicația cu care mă susțineți de fiecare dată când am nevoie. Vă sunt nespus de recunoscătoare. De asemenea, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor mei de la Catedra de Propediutică Stomatologică Pavel Godoroja pentru atenția și sprijinul vostru. Și la finalizare vreau să aduc și eu felicitări dumneavoastră personal, doamna Cristina Poștaru, pentru lucrul efectuat, întregii echipi și a tuturor actorilor care au fost implicați în această lucrare, fiindcă astfel de lucrări nu pot fi făcute de unul singur, cu adevărat este nevoie de o echipă mare, întreagă, așa cum a fost efectuată în cazul dumneavoastră. Să felicităm din suflet atât de noastră personal, catedra, facultatea, universitatea, cu aceste rezultate foarte bune. Aici, permiteți-mi să declar sesiunea închisă.